The career's my estate when you in your prime. Fuck that paper, baby, my face on the dotted line. I've been flying out of town for some peace of mind. It's like always, they just want a peace of mind. I've been focused on the future, never more right now. Ce faceți, băi, de trebnici? Bună ziua, băi! Scutare, zice! Ce faceți, băi, nebunilor? Abia am ajuns și-o, băieți, acasă. Mă rog, acasă. Da, măi, da, mă! Așa suntem noi, boys. Ci! Fin! Bă, boys, bine v-am găsit la cea de-a doua zi de PMPL, un pic întârziat, într-adevăr, pentru că am avut un super eveniment, băieți, la Vodafone, la standul Vodafone, practic se numește Vodafone eSports Zone. A fost o nebunie acolo, a fost full house, pentru că am făcut 200 de poze, am dat 425 de semnături. Cred că e logic, nu? Cred că o să-și mai ia nimeni de pătările rupul, nu? Am toate semnăturile acum, băieții mei, de bun. Dar, băieți, a fost super, super șmecher și chiar mă bucur. Băi, Iașu e senzațional, băieți, pe treaba asta, ești nebun. Mi se pare că Iașu e senzațional pe vibe și pe toate nebunile astea. E monstru marin. Vă pupă pe toți, mă, frumoșii mei. A fost nebunie, băieți, a fost nebunie la Vodafone și o să fie și mâine. Pe toți cei care sunt aici, ne vedem și mâine de la 4:30. Avem o pereche de căști în fiecare zi pe care să o dăm un premiu pentru voi. De asemenea, s-ar putea ca TDR-ul ăsta să vină și cu niște premii de pe telereu.ro așa în zilele viitoare. Așa că, știți cum se zice, băieți? Nu se știe, dar cred că pleacă cadourile de pe telereu, boys. Asta de Vodafone, în fiecare zi de la 4:30 ne vedeți acolo, facem turneul de PUBG. Ne jucăm, ne distrăm, facem post, toate nebunile astea, suntem acolo, boys. Uite și pe Marmo spate, ce faci, măi, Marmo, mâine Trebnico? Mâine Trebnico, astăzi, băieți, vorbim din nou de 5 meciuri. Un prim meci am început deja, pentru că primul meci practic a început pe la ora 6. Dar, ce-am făcut, măi, la microfonul ăsta, măi. Practic, băieți, primul meci a început deja la 6, dar suntem în el. Îl văd că deja a început, așa că hai să întrum un pic la comentarii, să vedem ce se întâmplă în meciul ăsta, băieți. Vedem un pic ce se întâmplă în acest meci mirobolant, măi. Și a plecat meciul, măi. A plecat meciul, măi. Tot în loc și o puleță, cum ne place numai nouă, ești nebun. Mi-aș dori să am un setup în care să pot să fac live-sing, dar știți cum e, băieți? Ne bucurăm de ceea ce avem noi aici, băieți. Vedem așa un prim meci, un Nexus, locul 14. Evident că echipele au mai aruncat un pic în rang. Noi am terminat ieri pe un locul 11, dacă nu mă înșel. Sperăm să dau o zi bună, pentru că ieri... Da? Am avut 4 meciuri, bă, 1.500 minute, e ușor, dar sper ca astăzi să fie, practic, o zi mult mai bună. Băiți, vreau să fac ceva pentru moment, vreau să văd dacă avem frame-uri sau ceva, bă, nu avem niciun frame. Băi, suntem mondial, măi, e perfect cum se vede și cum se aude și cum tot, nu? DMR-ul, 8 kill-uri acolo pentru ei, măi, DMR-ei, măi. Meciuri care le comentezi tu calificări pentru turneul de la Iași? Nu! În meciurile astea, băieți, practic, turneul de la Iași se confundă oare cu ceea ce facem aici cu turneul de la Iași? Nu! Ideea e că PMPL-ul Pro League e practic în același timp cu ESF-ul. Doar că Pro League-ul PMPL-ul se joacă vineri, se joacă vineri și... cum să zic eu, turneul de la Iași va fi pe 29-31. Practic va fi între weekendul ăsta. Deci probabil că va fi, cred că zic bine, marți, miercuri și joi. Cred că așa o să fie, băieți, practic zilele de ESF. Pe 29-30-31 joacă Nexus vs cele mai bune 15 echipe din lume, dacă avea mondial ESF din Iași de aici. Deci cred că o să fie numărul 1. Mă bucur un pic că totuși am întârziat un pic, dar mă bucur totuși că nu joacă Nexus în primul meci. Astfel vedeam un pic spectacolul pe care îl făceau băieții. Dar e bine că ne încălzim așa un pic pentru un Nexus care va juca toate meciurile. Auzi prost, bro? Bă, cred că nu mă aud așa bine, știu, dar nu am reușit să fac prea multe lucruri frumoase la microfonul ăsta, că nu știu să-i fac setări, adevărat. Chiar nu știu să-i fac setări. Ia, dați-mi voie un moment, după ce se termină meciul ăsta, vreau să fac niște setări la el. Băi, că dacă pun așa microfonul, băieți, m-am bine? Ideea e că și tușesc, mai sunt încărăcit un pic cu tusea și dacă vorbesc mai încă microfon și mai și tușesc, s-a terminat.
Cred că s-a terminat cu totul, ești bun? Da, mă aud bine acum? Da, perfect, bun, 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 bun. Deci o să-l ținem așa, ce mai probabil, băieți, pentru toată ziua. Sau încercăm să-i facem, încercăm să-i facem noi ceva. Mulțumesc frumos de membru! Ce membru avem, băi? Stai să văd și eu pe ecran. Vezi și Samuel pentru, pentru subscribe, bine ai venit, bro. Windy Tani, băi, sunt, sunt cam și poziționat super bine față de ceilalți, față de ceilalte două echipe, Gigi și Pume, care Gigi-ul deja a murit fără cu 3, 6 kg, bună oricum Gigi-ul, bine pe clasament pentru Gigi, băi, nu sunt fraier, băi, ăștia. Adică, v-am spus, băieți, Titani, Gigi-ul și Nexus cred că vor fi undeva în top 3 echipe, probabil că acolo să vedem un pic sau și pe Madbulls, poate și pe Major Pride, dar o să fie greu. PM-ul, într-o situație de 3v4 aici vs Titans, care de asemenea, ei sunt și foarte, sunt destul de, cum să zic eu, PM-ul aici, sunt cam făcuți chifle și eliminați superb de către Titans, câștigă meciul ăsta, băieți, cu 12 kill-uri și, și un 10 puncte pe, de placement, 22 de puncte pentru Titani. Mamă, mamă ce o să fie, deci, dacă meciul ăsta 22 de puncte, cred că urcă bine, 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 bine clasament. Ce frumos arată, băi, nu, nu mă așteptam să-l văd niciodată pe Robs și pe Olboy în aceeași echipă, dar aparent, uite că se, se întâmplă aici. Bun, băieți, dați-mi voie un moment să fac ceva la, să fac ceva la microfon, să vedem dacă merge. Hai să vedem. Și unde e ăla? Cred că nu sunt setările făcute cu caieri, sau sunt, nici nu știu. Ia. Am un microfon improvizat, vă dați seama că mi-aș fi dorit să fie mult mai bine, dar să fie mult mai mult mai să fie mult mai mult mai profi setup-ul ăsta, dar e un setup făcut pe genunchi în camera de hotel, adică n-am n-am prea multe pretenții nici măcar eu la setup-ul ăsta, băieți. Adică ăsta e maxim, ăsta e maxim tot ce pot să scot de aici. Am camera cu mine, am laptop, toate astea, am tot ce am nevoie, sincer, pentru live. Acum se aude? E mult mai bine acum. Asta vreau să aud, băi. Asta vreau să aud, băi! Ăștia suntem, haide! Păi la ei se fără rădor să o să joace? Dacă nu mă șer, cred că nu. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur. Gata, băi, mă, un bine! E bine acum, ăștia suntem noi, băi, pregătiți-vă de Nexusan, băi! Patru meciuri în care... 4 meciuri în care joacă Nexusani, băi. E bine acum, măi, microfone trebnic. Aia zic, Daniele, de trebnicul ăsta, mă, care are formă. Uitați-vă și voi formă pe microfon, dar știți cum e, măi. Știți cum e, măi. Dar Redox, practic, nu cred că o să fie în echipa de, de ESF, nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Băi, dați și voi un like acolo, băi, mai fiți de trebnici și să nu dați pe like, măi. Mai! Sau de drept, te pot fi bine ați venit cu toți, băieți. Nu știu că am văzut toate mesajele, dar, dar mă bucur mult că sunteți aici pe live, băieți. Sperăm la o zi bună. Sperăm la o zi bună din partea Nexusanilor, băieți. Ieri, un meci sau o zi medie spre proastă, dar, na, știți cum e. Te pup, Mișule, mersi frumos de membru, Doamne ajută să rămână. Mișu nebunu, băi! Frumos la turneu, te pupăm, Alexa, te pupăm! Alexa, băieți, deci gândiți-vă că am făcut un turneu de solo la standul Vodafone, fix acum ne-am venit acolo, și gândiți-vă că a câștigat o fată, bro! A câștigat o fată, bro, turneu! Incredibil, bro! Incredibil, bro, a câștigat o fată, bro! Ia rupă, băieți! The Nameless, TNL-ul, te pui, MDC, ce faci, măi, netremnicule, măi, skillodule, măi, MDC-ule, măi. Da, măi, știu, nebunule, știu, 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 mișule. Tremura toate încheieturile? Stai liniștită că și celălalt tremura și Kite tremura tot din toate încheieturile. Eram și acolo și acolo, ne-am văzut pe amândoi. Am văzut pe amândoi și pe tine și pe el. Tremurați amândoi. Nu șeful la microfon? Bă, da, deci acum, băieți, n-ar mai trebui să mă, n-ar mai trebui să vorbesc aproape de el. Vorbesc la distanța asta și mă aud bine, deci. Deci nu mă mai apropii așa.
Deci nu, nu mai vrei să mă apropii așa, să o mai auziți așa mai suav, mai senzual. Netrebnicii. I'm loving how this team has been working out so far. Of course, maybe. Sara bună, te pup, Cristiane. Mai mândre de un netrebnicu. De la ESF faci tot pe canalul tău, da. De la ESF o să facem tot pe canalul meu, da. O să facem tot tot pe canalul meu pentru că practic ia să vedem. Da, măi, Wave, m-am vorbit cu tot aveam și Dorin, rupă seara asta. Mă, cine ți-a zis? E Wave-ule asta. Cine ți-a zis, măi, asta, măi? Măi, vrei să o vedeți pe Gini, mă? Vrei să o, vrei să o vedeți pe Gini, măi, netrebnicilor? Hai să mă punem mai jos, așa. Haide, măi, na! Na, să ne punem așa, măi! Cum, măi, o vedeți acum pe... o vedeți acum pe nebuna de Gini? Ah, ce dorf a fost de Gini, măi, netrebnicii! Netrebnicii! Hai să vedem și noi un rezumat, că sincer nici am văzut toate fight-urile, mă! Ce-a întâmplat aici? Da, de muerte cu Dagestan? Oh, frumos furia! Bun, oricum jucător, bun furia! Ce faci, măi, Narva, măi? Skills în casic. Wow, ce schimbare majoră. Sunt surprize mari, măi. Sunt surprize mari a PMP-ul ăsta, sincer. O să vedeți surprize mari rău de tot și din partea echipelor și din partea, și din partea jucătorilor. O să fie alt PMP-ul. Cum l-ați văzut pe la din primăvară? Ăsta o să fie clar alt PMP-ul. Dar și Eugenie de tine, știi cum e, măi. Aia ce? Dacă am un ventilator în cameră, dacă dau drumul la el, îmi pleacă inima din piept. Cred că hai să dau drumul la el, că m-ai publicat rău, de fapt. Yeah, absolutely. I think we've seen a lot more aggression this time around on Sandlock that we're used to in spring, and that speaks a lot in terms of what we can expect from the lobby. Hey! On that yesterday, the damage numbers that we've seen on Sandlock yesterday were absolutely mind-blowing, and that was without even going. Gine, ești cumva vreun scop? Că vreau să fii 4 aici, să faim 4 meu. Bine, măi! Bine, măi! Mă, nu știu, nu mai merge ventilatorul, mă, cava, și cred că o să murim. Sunt 28 de grade în această cameră. Sunt 28 de grade, boys, în această cameră mirobolantă. I know that people might think sometimes I see people in the chat say, Max, you're a little bit harsh. I mean, I feel like it's good, you know, for me to be a little bit harsh for these guys because it's just the start of this phase, right? And we've seen so many teams that had a rough start, a rough transition and 14 guys. Nu știu ce să fac, măi. Sunt 28 de grade, băi. Understand what's going wrong as early. Mă supă marmă, nu știu ce să fac, băieți. Ia vedeți, băieți, clasamentul ăsta. Uite cât i-a urcat pe Titan. 47 de puncte pentru Titanii, măi. Te de vreme alune cam când e costă să ne dai din de la tine din frigide din hotel? Vreo 45 de milioane, mâncați și cura ta. Hai să facem o poză de că suntem live. Ăștia suntem, măi. Titan are going to have a little break after this game, so they might be caught back up by teams like Alpha Team, maybe. Yeah, maybe. Who knows? But Major Pride, Gladiators. Yeah, spunem și noi. Suntem live, boys, ce mai scriem? Ziua 2 de PMPL. Haide! Haide, România! Haide, România! Steagul României? Mamă, cum arată, băi, steagul României? E cu... Mamă, cred că l-am pus bine. Sau e oare... Sau e steagul Chadului? Și îți vedeți că mai e încă o țară, undeva prin Africa sau ceva de genul ăsta, care are exact steagul nostru? Locul 5 pentru Nexus. Netrebnici. Negru, roșu și alb? A, bun. A, bun, suntem din Zimbabwe, unde suntem, măi, viața mea, măi. Yeah, absolutely. And you said it yourself, like, just day one, right? It's only been one day. Shut up, da. Hey, măi, Vasi, măi. Na, ce faci? Locul 15. Mamă. Trebuie să te recuperezi neapărat.
highlighted earlier on, which are o trebuie recuperare de senzație, băieți. And because of that new adaptation that we've seen from the oh there we go, contemporary art. That looks like a donut. O recuperare de senzație. They have consistently been able to get these points on the board. Dar ce poți să așa jos? Păi n-a jucat, mă, ăștia au jucat 6 meciuri. I-au jucat doar 4. Nu, au jucat 5 meciuri, ei au jucat doar 4. Mai eu zic că nu știu. Prima săptămână să nu avem mari pretenții de Alexis, băieți, zic eu, pentru că ei sunt super stresați. Și vă zic eu, am vorbit astăzi un pic cu echipa de dimineață înainte să face la PNPL. Bă, joacă de la hotel, bă. Joacă numai în 2-3 de mesuri, mă, că n-au net bun, mă, la hotel. Îi sparge, omoară pe băieți treaba asta că joacă de la hotel, joacă de aici, de la Iași. N-au netul, au netul jale. Au netul jale. Redox ieri a jucat cu 300 de mesuri plus toată ziua. Păi să duc la 300 de mesuri, păi trage aici și romori în pecado. E jale. N-au dat pe mobil, ba da, dar nu știu exact ce se întâmplă. Ideea e că Iașiul nu cred că are 5G, știi? Și cred că au doar 4G, bro. La hotelii de la Ționan? Nu, bro. Haide, măi! Haide, măi, meciul 2! România! Aveți 5G? Băi, eu n-am prins! Am prins numai 4G, bro. N-am prins 5G deloc, nu știu unde. N-am prins absolut deloc în... Nici un hotel, nici afară, n-am prins pe nicăieri. Păi apă de pe TikTok de mai devreme aveai net la găleată strecura pe trosită fundată? Mă gândeam că era jale. Băi, Cristiane! Wow! Băi, Cristiane! Ciocănar gat, băi! Si, bă! Ciocănari gat, băi! Si, bă! A fost forța azi, ne vedem mâine, Vasi. Cred că mâine, n-aș vrea să zic, dar aș vrea să spun că mâine ce astăzi? Este sâmbătă. Mâine vin cu niște... vin cu ceva de pe Telereos mâine la Sandu Vodafonescu. Te pup, știu că nu este prima oară, Cristiane, știu, băi, te pup, Cristiane, m-am înciut că n-ar ca de 5 bețe, băi, ce se întâmplă, măi, te pup, Iaca, sunt tipa roz de aici, de la Voda Fucușapca, te pup, știu, măi, îi știu pe toți care m-am întâlnit, că am făcut 400 de poze, deci chiar 400, dacă am făcut vreo 200, 150, am rupt pozele. Ce zonă nașpe? Nu e. Atenție mare că nu e zonă nașpe, e bună. E bună Al Pacino, e bună, bro. E bună zona, ce puțin pentru noi e bună. E super ok. Haide, măi. Aveți zonă bună, bă. De cât să dăm partea spre Zarchi? S-o zicem să rămână, mă. Haide, mă, Nexus Sani, rămân. Ha, mă, că e tipul vostru, mă. Băi, dar SPG-ul, câți jucători au venit, mă, noi? Snowix, băiatul ăla cu I, ceva de gen, nu știu cum îl cheamă. Alex, ăsta e altul. Trei jucători nu iau SPG-ul, mă. Mamă, sunt 6 în echipă iar SPG. What the fuck, man? Da, măi, să știi că adevărat e de mi se dă unul Cristian modul meritat, măi. Da, așa e. Trebuie să-i dă unul Cristian modul bine meritat, măi. Pentru Ciocănar Gadescu, băi. Până când stai cu Vodafone, o să fie până pe 2 septembrie, Bianca. Și dacă vă băgați să jucați la competiție la PUBG, în ultima zi, pe 2 septembrie, o să fie o tombolă cu un telefon pe 2 septembrie. Dar trebuie neapărat să vă scrieți la competiție. Și toți cei care s-au scris la competiție în toate zilele, pe 2 septembrie o să avem o tombolă super mare. Și pleacă telefonul. Decât a plecat Robs de la SPG, nu mă interesează echipa. Bă, nu știu, mă, eu cred că Robs a făcut ceea ce trebuie să facă, bro.
Părea că joacă de prea mult timp așa și părea că nu joacă exact cum joacă GG-ul. Adică GG-ul sunt full squad și sunt în rosterul ăsta de super mult timp și joacă bine, dar parcă gamer-ul SVG-ul nu mai joacă de bine, băieți, de păcate. Nu prea. Parcă-și mai ceva de culorile echipelor de PMP-ul ăsta. Bă, mie place că sunt albastre la Nexus. Mi place că mi se pare că îi văd foarte ușor pe Nexus Ani în albastru ăsta. Băi, dar ce facem, băi? Eu aș vrea să sun pe Marmă. Unde e Marmă? A plecat Marmă, măi. Aș vrea să sun pe Marmă, băieți. Ce facem, măi, netrebnica Marmă, măi? Mamă, average eliminations 3 pentru Nexus, băi. Ce faci, iubitul meu? Unde ești? Ok. Vreau să întreb, nu merge ventilatorul ăsta, grasul meu, și sunt 28 de grade în casă. Aici, în camera asta, mor în cort aici. Și nu-mi dă ventilatorul ăla, nu știu, nu mi-arată nimic. Mi-arată că trebuie să facă, mi-arată make-up room. Că trebuie să, ce trebuie să fac, să amenajez aici un loc de make-up sau... Măi, frate, măi, sunt la recepție, bine. Mă, bine. Hai, te pup, papa. Măi, frate, mă. Până pe 2 septembrie o să fim Bianca. În fiecare zi, până pe 2 septembrie. Mamă. Da, mă, Cristian, ți-am dat așa pentru că se știe. Uite, a pus acolo ping Matic și pe scop și pe armură foarte bine pentru echipă. Foarte bine, Matic. Foarte bine, măi. Până pe 2 septembrie o să fim Bianca. Dacă nu mă găsești în fiecare zi acolo la Sandu Vodafone. Mâine ne vedem la 4:30, în fiecare zi de la 4:30 de acum încolo, băi. Ieșenii mei, dacă am băceat ieșenii, veniți acolo, băi, că face spectacol, măi. Mă rog, la un spritz de Sprite? Mamă, chiar aș bea, bă, și un Sprite, bă. Nu găsesc, bă, hai, trebuie să ce avem în camera asta, ce mai avem de băut, că pleacă setea. Mamă, măi! Măi! Ai, da, ce pretenții, măi, apă în sticlă de sticlă, măi! Oare cât o costa băița pe asta la hotel? Că legit nu oamenii, oare că nu știu cât costa pe asta la hotelul ăsta. Măi! De la Octavian, te pup, Grăsane, te pup, mersi frumos, băi! Te pup, Grăsane! Ha! 25 de lei o apă! Măi, dar ce mă beau, măi? Ce beau, măi? Cu aur, cu ce beau, măi? Te pup, conacule, te pup, nu te-am văzut, băi. Te pup, frățiori, te-ai scris ceva aici, conacule, și m-am uitat mai sus. Lasă că am băgut cheta eu la Cluj de 15 milioane. Ține cont că e doar scump. A, te pup, viața mea, te pup, înseamnă că... Apa asta e 500 de mii în bani vechi, jumătate de băți. Parcă beau acum mai cu poftă de jumătate de băți. Cum e la Iași? Băi, e atmosferă și șmecheră rău, conacule, la Iași, mă jur. Oamenii sunt tari rău de tot la Iași, mă. E altă atmosferă la Iași, bro. Mi se pare că Iași, Clujul, sunt orașele astea care sunt șmecheră rău de tot oamenii și gen oamenii care te urmăresc. Sunt foarte tari și copii și tot, mă jur, îmi place rău. Îmi place rău de tot Iașu. Îmi place mult Iașu pentru oameni. E senzațional cât de frumos e pe oameni. Nu știu, sunt tari de tot oamenii. Sunt calzi așa, sunt dulci rău. Gen. Pe 31 vii și tu? Te așteptăm, băi, conacule, băi, că suntem aici în mare grup, măi. Suntem în... Ce-am făcut, mă, pe ce-am apăsat? Suntem în mare nebunie. Suntem cu toți aici. Și așa te place, TD, vă pumă, băieți, mă. La SF faci live, da, o să fim pe 29, 30 și 31, băieți.
29, 30, 31 o să fie competiția de PUBG Mobile de la Iași. Și logică facem noi live, ești nebun. Până atunci sper să mi se facă și setup. O să fac live de acolo direct. Să simt atmosfera de acolo. Să simt să simt spectatorii, vibrațiile, jucătorii, toate nebunile astea. Unde ești cazat? Bă, n-aș putea să spun unde ești cazat, mâncați așa că nu e prea caterincă, că sunt mai mulți youtuberi aici și n-aș vrea să-i deranjez și pe ei. Și ce zic? Dar dar ne vedem, că ne vedem pe la Vodafone în fiecare zi la 4:30. Ne vedem prin oraș, ne vedem oriunde. Nu, n-aș prefera să veniți la hotel, băieți, pentru că sunt mai mulți și sunt și artiști și dalea și dalea și nu. Nu, mie de ei. Că eu puteam să vin, puteam să vă chem. Veniți mă la hotel, facem poze cu toți, nu nicio problemă. Dar sunt mulți youtuberi, sunt mulți artiști, sunt mulți alea și poate, na, poate îi deranjăm, poate nu știu, zic. Da, așa e, strike-ule, să mor, știu. Bă, cum faci, băi, live, că eu am 10 mega pe secundă? Măi, netrebnicule, măi, Teo, măi. Păi am cablu de net, mă. Am cablu de net, mă, Teo. Am la cablu de net de la băieți. Și am băgat în priza asta de aici, de la priza asta de net. Ce faci, măi, netrebnicule, măi? Păi acum pleacă divața militară? Păi stai, mă, că e zona a doua abia, mă. Uite, abia se întâmplă ceva pe aici cu Medbull și... Da, mă, păcălești un cablu de net, că n-ai nicio șansă, Teo, pe... n-ai nicio șansă, am net prin cablu, bro. Am băgat cablu în priza aia și cablu în laptop. Și am net prin cablu direct. Eu sunt camera, o plictisesc, te chema pe la mine, Teo, dar suntem live și ce zic, adică... Și ce vedeți, ai 100 de mega, 100 de mega upload, 100 de mega download. E bine, adică mi se live-ul stabil, nu mi se... Fac live-ul în Full HD, că nu pot să-l fac în 2K, că mică îmi cade. Dar îl fac în Full HD stabil, gen merge. Ce fac, mă, SBG-ul, mă? Trei echipe aici, băi, atenție, mare, GG-ul. Și Medburzanii și ei aproape acolo. GG-ul în doi oameni. SBG-ul și Major Pride-ul. Ce faceți, măi? Black White o să rupă la Major Pride. Pune pariu că Black White ăsta o să fie superstar la Major Pride. 100.000. Băiatul să joacă bine rău de tot. Dar n-avea echipă. Adică, mă rog, nu mi se părea că e potrivit acolo unde era. Bă, pot după ce termin să trimit și eu un clip? Da, mă, vină cu aia, am laptopul și tot, mă. Poți să vii să te conectezi. Dar la 9 termin, la 9 și un pic, Teo, dacă e, te sun când termin. Și ce zic, te sun și poți să vii la mine. Sau poți să vii cu laptopul și bagi cablu direct. Nu e nicio problemă, ești nebun. Te-am să comenteze și el? Nu, știe, mă, Teo, ești nebun, spune... Te pumă-i, netrebnicu. Am uploadat ieri un clip pe care l-am pus astăzi pe canal, și că s-a uploadat în 5 minute, ești nebun, a rupt. Se vede foarte bine și Full HD? Bă, da, se vede bine, da, bine, eu... Mi-a plăcea să fac în 2K, da? Aie, m-am înlocut 16 Nexus, băi! Ce mai trage, mă, și echipa asta, mă? Bă, Daghestan, o echipă care, sincer, nu are starul în echipă. Adică e o echipă mult de starul de tot, Daghestan. Bă, dar vezi că mie îmi place Daghestan. Îmi place cum joacă Daghestanul ăsta. Te pun, măi, te pun, Teo. Deci înseamnă că Teo ne pregătește un clip nou, măi. Dacă abladează un clip, înseamnă că ne pregătește un clip, măi. Te faci, băi, vilane, băi. Ia uite-l, băi, are flair ăsta, mă. Are flair ăsta, măi. TNL-ul nu e echipă de PMPL. Nu știu. Nu vreau să fiu rău. Dar nu știu de unde au venit băieții ăștia. Dar sunt speriați de bombe, TNL-ul. Sunt un pic speriați, băieți, atenție mare la TNL. Că TNL-ul... Nu prea, poate păcălește, poate zic să păcălească și ei și Tuna, să zic să păcălească finala. Da, e greu să păcălească finala versus monștrii ăștia. Bine că mai sunt echipe slăbuțe,
Unicorns of Love mi se pare una care nu prea mișcă. Da, la, cum am zis eu la pierul trecut și s-a întâmplat până la urmă, până la final. Nici vreau să mă gândesc. Dorin de ochii lor! Haide măi, Dorine, măi! Haide măi, Dorine, măi! Trezirea, băi, Dorine! Ne bucurăm măcar că Dorin s-a trezit, băi, zameci ăsta, știți cum e. Știți cum e, băieți? Haide, mă, și două ochiuri fipă, băieți, din Unicorns of Love ar trebui. Uite, bă, ce molotov, mă, ce noroc are Maxa, bă. Oh, bun, 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 măi! Ha, ha, ha! Ești mor, măi! Bine, măi, Redox! Luați-mă și pe Usonă cu voi! Luați-l și pe Usonă, să nu plece singur de aici, să nu plece singur acasă, că e urât! Luați-l și pe el cu voi, măi! Da, măi! Bravo, Octaviane, bună grada, bro! Haide, mă, 4 kill-uri, full squad! Hai, pe ei, că sunt pe noi, mă! Haideți, mă, băieți, mă! Redox moare primul meciul ăsta, ia-mi dacă e cu adevărat așa, înseamnă că știi licuri și te dau afară. Îți dau bani pe chat să mor. Nu mai spune, te salut, David, te salut! Ha! Ia lor ăsta? Mamă, mamă, ce-a scris ăsta? Cosmine, să te audă Dumnezeu, bă, Dumnezeu. Cum se zice aici pe Iași? La moldoveni. Să te audă Dumnezeu, măi. Ce se întâmplă băieți aici cu No Mercy Warriors? Watch me. Marlow, Astic și Obli, măi. Bă, dar nu știu ce se întâmplă cu ventilatorul, băi, nu mai pot, bă. Mi-e cald rău, tot sunt 40 grade în cameră, băi. Măi, frate, măi! Băi, frate, băi! Așa cameră de hotel, așa hotel smart, măi! Mă, frate, mă, așa... Așa hotel smart, dacă ai geamul deschis, nu merge ventilația, măi! Am mai auzit-o și pe asta, bă! Doamne, băi, unde am ajuns, bă, 2045? Unde nu ți-a luat tu camera cu aceba? Da, mă, bro, am aceta. Ce crezi? Nu funcționa pentru că aveam geamul deschis, frățiorul meu. Aveam geamul deschis și nu funcționa aceu, mă, frate. Doamne, unde suntem, băi, în 2037? Bă, ce smart, mă, dă semnal geamul că e deschis. Wow, tare. Tare, șmecherie. Haide, mă, că sunteți acolo, mă, cu Dagestan. Dagestan sunt sub voi, oricum, Nexus Iron, n-aveți. N-au ei, cum se zice pe România, valoarea voastră. Așa că, haideți. Trebuie de ce Redox în mail la PMP-ul ăsta și nu Exo? Exo e în vacanță, frățiorul meu. Exo Neamțu. Exo Nemțoiu, Exo Germanu, e în vacanță, bro. Cred că vrea să-și găsească o baby mama de-aia. Nu cred că închigeam așa cum mergea. Ce? Da, mă, frate, mă. Mă jur că acum merge ventilația. Incredibil, mă, frate. Era geamul deschis, dar n-am deschis eu geamul. Cine au venit femeile alea să facă curățenie și cred că ele au deschis geamul. Păi și de ce n-ați închis, măi, geamul, măi, netremnicelor? Ca să mor eu de cald aici, să nu-mi dau seama de ce, că eu sunt și prost, nu gândesc că e geamul deschis, că nu l-am deschis și eu, logic, nu? Te pun, măi, Lexule, mă. Bă, să vă uitați clipul postat pe canal, băieți. Bă, râdeți rău, e bun rău editul. E bun rău de tot editul. E criminal editul. Zona bună, mă, pentru Nexus. Zona bună, rău de tot. Să fie meciul lor ăsta, mă? Așa bun meciul lor? Hai, Redox, stane, hai, mă, peste ei, mă! Dă-mă finish! Asta zic! Nu mai sta, că ăștia-ți fură kill-urile aici, frate! Opa! Nu, no, îl știe lumea pe ăsta! O să luăm are și pe la băieți! O să aibă 7 kill-uri Nexus!
Se deschide geamul, bă, dacă deschide geamul, pe bune, se oprește, bro. E de la panou de control acolo de la termosul ăla sau termostatul ăla, cum se zice. E la acolo, cred că da. Vezi că a început să sprângă sub brațul? Măi! Păi da, mă, frățior, mă, dar tu ai stat între 100 de oameni la Vodafone eSports Zone acolo, în cortul Vodafone? Cu 100 de oameni la tine și în soare? N-ai stat, măi! 7 kg Nexus Ani, ăștia suntem noi, măi! România, mă! România, mă, frate, mă, România! Mamă, bă, ce bondiare aer, bă! Erau 28,6 grade în această cameră minunată. 28,6 grade. Și acum... Ia, câte grade sunt? N-am în cavă, așa, uitați-vă. N-am în netrebnicilor, na. Ia uite, câte grade sunt în această cameră? Aha! Ha! 28,5 grade, frățiorii mei. Mi-a plăcut un player de pe video obrazic de azi cu Bizonu. Numărul 1. Da, măi, capa, mă! Regele pe mini 14! S-a dat și finish-ul corespondent? La un glon distanță. 7 echipe rămase, băieți, de PU. Alfa, TNA, CAS, GG și Virtus Pro. E meciul nostru ăsta, mă. E meciul nostru, pe bune, băieți, cred că. Nu se echipe bune rămase. Bine, Alfa Team-ul e bună, dar Project e bună. Dar nu mai e așa bună, dar Project ca înainte. Din punctul meu de vedere, ce Project am văzut ieri. 8 kill-uri. Îți din Moldova să sigur Nexus? Te pup, bro. Wow, ce bine a tras, mă. Ce frumos de băiesul ăsta. Wow. Ce le faceți, mă, Nexus, mă? Bă, sunteți de buni. De ce loc erau? Locul 16, dacă nu mă înșel, înainte de meciul ăsta? Să vreau să muncească clima? Păi ar trebui să muncească un pic clima asta, că pleacă. Oricum bate direct în mine clima. N-o simt, n-o, acum că a început, nu mai simt că sunt 28 de grade. Simt că o să plece un pic gâtul. Mamă. Aici mi-a plăcut mult cum am jucat mai târziu, băi, să vedeți cum a jucat în cicul de bestul ăla. Mi-a plăcut mult rău de tot. Foarte bun. A cât de la meci e? A, pe 16 era, așa e, banană, pe 16, da. Mamă, dacă meci să-i win, mă, 11 kill-uri, băi! Bă, ce le faceți, băi, Nexus, băi? Trimiteți-i, băi, acasă, băi, mă, aduceți-ne, mă, echipe, mă. Aduceți-ne, mă, și nouă echipe, mă. Că nu... Pare că nu și... N-avem cum să zic eu. N-avem adversari pe rangerul ăsta. Mai aduceți-ne și nouă echipe, că n-avem adversari. Ia uite-i, măi, 11 eliminari. Păi 17 fac meciul ăsta? A 11... Eu zic că mai mult de 16 nu fac. N-au cred mai... Deși suntem așa un pic mai stâncă 10 în afară de ei. Și cât au acum 11... 10... Nu, mai mult de 16 nu fac. Mai mult de 16 nu cred că fac, nu. Și se mai bat între ei, mă. Bine, s-ar putea să-i apuce Nexus, că văd că sunt cam peste ei, așa. Și Alpha full squad, mă. Asta n-aș facă că e și Alpha-ul full squad. Se spune că Dumnezeu e român? Da! Salut, te rog, cum se punctează placementul, are multiplier? Locul 1, 10 puncte, locul 2, 6 puncte, locul 3, 5 puncte, locul 4, 4 puncte, locul 5, 3 puncte, locul 6, 2 puncte, locurile 7, 8, 1 punct, locurile 9, 16, 0 puncte pe placement. Plus un punct pentru fiecare kill făcut de echipă. Măi, Dorin!
mă, Redox, măi! Parcă ești și tu altcumva, măi, Redox, măi, așa. Mă, dar ce zonă bună au Nexus, bă. Ce zonă bună au, mă. Ce le faci, Octavian, cu bagiu, bă? L-a văzut Octavian, bravo, bă! Alfa acasă! Acasă, Alfa, acasă, bro! Și peste ăștia, și peste ăștia, capa, da, mă, da! Haide, măi! Hai, mă, capa, e mare sărbătoare când îl vezi pe capa că pușează așa. L-a văzut și pe reflect. Îi pregătește grada acum și lui reflect. Când, da, nu-i dă kill-ul. Nu-i dat kill-ul, mă. 14 kill-uri pentru Nexus în situația asta și cred că este singura echipă care este în full squad. Sau și Cacic? Nu, cred că cred că sunt în 3 oameni Cacic. Cacic în 3 oameni, de pe într-un singur om și Gigi într-un singur om. Da, Cacic în 3 oameni. Mă, se-i buinul lor. Bă, primul match, mă! Băi, primul match de exosalilor, ce le faceți, mă? Aduceți-ne echipe, frate! Că n-avem! Ia uite ce zone, bă! Mai e, mă, Dumnezeu și român un pic. Asta e! Mai trebuie să avem și noi, că parcă prea multe au avut ăștia. Parcă e altceva. Mamă, dar i-a zăpăcit Octavian cu baghiu, mă jur că i-a zăpăcit. Gata, Force! Ți-ai dat araba pe față, frățiorul meu. Mai dai tu smoke-urile alea în Benis, cred că le mai dai. Dar ai făcut vizibil. Dar nu, cred că le dă kill-ul. Nu, cred că vrea să-i dea Force kill-ul. Cred că o să moară de zonă. Dar nu vrea Octavian, atenție mare, nu vrea ca Force să moară de zonă. Băi, Octaviane, bă, bă, băi, netrebnicule, bă, e gradă. Ale, mă, cât au, mă, 15? Bă, să facă mai multe de 16, mă, cum am zis eu? Unicornii bate pe, unicornul bate acolo pe ghițune. Să iau 15 și cu 3, păcați? 18 kill-uri, mă! Skills! Atât ai putut și tu skills! Mamă, 4v2! Bă, e win, mă! E win! E win, vere, e win! Bă, e win 100%! Haide, mă! Let's go, baby! 18 kill-uri! Și win, mă! Ăștia suntem noi, mă, cu adevărat, mă! Cu recordul de-astea cu 18 kg, pe noi nu face win, mă, cu puține kg, cum am zis. Puternicilor, măi, netrebnicilor, măi. Haide, mă. Haide, mă. Wow. Hai să mai beau și o gură din apa asta de jumătate de milion. Ce pune? Da, mă. Cu recordul de-astea de mereu, cum să zic, mă, nu aș vrea să-i lau prea mult pe băieți. Dar noi suntem un fel de trendsetteri, așa, măi. Adică, cum să zic, cam dăm trendul la recorduri pe PMPL-uri. Ne cerem și noi un pic scuze, așa, n-aș vrea să fiu prea insistent cu asta. Dar cam dăm trendul pe kill-uri, măi. Ce să facem acum, na? Hai, măi, Gini, măi, că-ți place și ție, măi, nebună, netrebnică. Amândoi și Max și Gini au dat pe Nexus. Bravo, frățiorii mei, să mai dați. Eu ți-ai zis că am vorbit cu el? Da, mă, da, bă, dar unde ești tu, mă, wave-ule, mă? Bun, predic, să mai dați predicții de-astea. Nu tot 18 au avut și talinieri? Nu, au avut 17, dacă nu mă înșel. 17 parcă, băieți. Sau 16, nu mai știu, cred că 17.
Da, mă! Păi n-ați făcut voi într-un meci când n-ați făcut de toată ziua? Păi da, mă! Ce-mi place, bă! Bravo, bă! Te pup, Albina, te pup! Frumos meci, superb! Gen, mai erau cred că 5 sau 6 echipe rămase în viață, în cerc mic, și Alpha Team full squad, dar Nexus părea că are control asupra hărții total, gen control total asupra hărții, foarte bine, bă, bravo, bă! Uitați-vă kill-uri pe celelalte echipe. 4, 4, 5, 3, 6, 5, 4 kill-uri. Alea sunt kill-uri, mă, băieți? Ce să zicem că am făcut cu de 3 ori mai mult decât Dagestan, care au cele mai multe kill-uri fără noi. Toți știm că Nexus au potențial mai dacă se vorbea că, păi, aia zic, mă. Dacă sunt super serioși, sunt super talentați, băi, sunt legit, sunt super talentați. Dar trebuie să fie ei un pic mai serioși așa, un pic mai pe ele. Dar pot înțelege și de ce nu sunt așa. Pot înțelege, erau la super puține puncte să ajungă la PMWI, la 3 milioane de dolari prize pool. Da, mă! Octavian MVP-ul zilei? Are deja 8. Zilei că a luat MVP-ul ieri cu 6 kill-uri. Ăsta crețul nostru are 8 deja. Vezi așa de încălzire mi-a zis Octa? Băi. Să mai pregătească ceva Nexus afară de meciul ăsta? Să mai aibă meciuri bune? Ce avem? Miramar parcă. Miramar, mă. Mai dați-ne damage, că îl ducem pe tot, că rămân spate pe toate, ești nebun, mai dați-ne damage, mai dați-ne player să dăm în ei, că dacă mai aveam damage, mai puteam. Mai puteam și pe ăsta. Dacă s-a trezit, da mă. Da, mă, bravo, mă, s-a trezit Dorin și de-aia, mă. Da, adevărat, da. And then they had like 30 seconds and they got breached again and they had a few seconds to come back and then Dagestan breached it. I mean, he wasn't even against. Mamă, ce început, bă? Ce început de zis pentru Nexus, wow. Să chiar curios pe ce loc sunt acum. Sunt chiar curios de câte puncte aveam? 19 plus 28 ar veni undeva la 47 de puncte. Bă, cred că urcăm în top 8. Cred că urcăm în top 8, băieți. 100% cred. Nu am tabletă la mine, Cristiane. N-am tabletă la mine, frățiorul. Am mai stat până la 6 în lobby, asta până la 5, băi, asilitor. Altceva, băi, Electro, băi. Bravo, băi, Dorine, bă. Mai frumos așa, mă. Cred că asta să dea 1v1 Colboy cu ea prin lobby pe acolo. Are și Dorin pe ale lui. O mai fi venit niște moldovence pentru Olboy, pentru Dorin, pentru alea. Au tras moldovencele pe el. Sau pe ei. Știți cum e. Care zice că știe rezultatele, minte. De ce anume, Kaneki? Care zice că știe rezultatele? Mă, de ce nu știe nimeni că n-au zis băieții, fac și ei pe șmecherii prin ceapă aici? Bă, lăsă-mă, frate, să fie, să dea pronosticuri, mă, băieții, nu se dau șmecheri, nu se dă șmecheri nimeni. Se dau pronosticuri, nu e de șmecherie. Zic și băieții ce cred ei, ești nebun. Să ne vedem și mâine, da, și mâine tot de la 4:30 la standul Samsung. Vă povenește Samsung, vă pun, mă, iubiții mei, de la Samsung. La standul Vodafone, acolo, da, de la 4:30 și mâine. Am și mâine o pereche de căști pentru voi, de asemenea am și
ceva de pe TLR-ul? Acolo mâine. Yeah, speaking of the compound as well, I mean, I don't think SBG's particularly expected the amount of teams... Salutul Codruță, te pop, te pop, te pop! Întrebe-te, băiții, ce pe Miramaru! Mamă, oare avem ceva de ronțuit așa în minibarul ăsta? Că dacă au venit fetele să facă curat în cameră, ar trebui să avem și în minibarul la ceva lune din nou, să vedem, să verificăm un pic minibarul. Mamă, măi! Măi! Mamă, măi! Măi, frate, voi, dar nu mai întoși și bani, mă! Băieți, un calcul rapid. Un calcul mic și rapid, băieți. Alunele cât au costat ieri? Si clasamentul, nu? Mă, voi vedeți și pe ce voi și eu, măi? Îi vedeți și voi unde sunt, nu? Locul 5, măi, frate! La egalitate cu Titanii? La egalitate, la un punct diferență, pardon, de Alpha Team? La 9 puncte de gradiente și la 10 puncte de locul 1! Only gathering 2 points from that last game. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Baby, fuck with me, cause you know I'm popular. Am primit dații, dar nu o văd pe ecran. Mulțumesc frumos, bă, ce a durat? Sinotul, 5 euro, mersi frumos, Sinotule! Ne-a cumpărat fisticul, Sinot, băi! Ne-a cumpărat fisticul, băi! Te pup, băi, Sinotule, băi, și voi, bă, nebune! Da, toți ne uităm acolo, bro, pe Insta. Mă, deci locul 5? De pe locul 16, mă? Mai da, ține-mă și nouă echipe de alt nivel, mă, frate. N-aș vrea să fiu rău, dar... Poate că ar trebui să ne dea niște, nu știu, parcă, poate că ar trebui să ne dea niște echipe de PMGC sau... Nu știu, dar... Ce să facem cu ăștia? Că ăștia sunt mici, sunt... La apă mică cu noi. Sunt pești de apă mică ăștia, măi. Deci, băieți... Hai să facem un calcul rapid. Ieri am luat un energizant și o pungă de alune. Acum, dacă am luat o apă de-asta la sticlă, de sticlă, și o pungă de-asta mică cât unghiile mele de fistic, plătesc 2 milioane pe ele? La popa sau respect Endava? S-a terminat, gata, ăștia suntem. S-a terminat, gata, ăia suntem. Respect. Is going to make a lot of noise. You're going to be fully aware of how they... Oh, wait. Let me zoom back in. There you go. We're going to see this fight unfolding. And one thing that I love about this is the Kazakh team in the... Respect, Endama. Fisticul ai 50 de lei ca popa. Să mă, mă, minim 3 bețe. Ce vrea să-i spui ce aici, mă? A, Kasiku? Mă duc, Kasiku, de-abia să-i pușeze pe Nexus aici. Ca să aibă șansă să câștige meciul ăsta. În timp ce noi ne băteam cu Alpha, putea să vină Kasiku la tărpare, dar a fost frică, că suntem prea buni pentru ei. Te pup, bandule! Respect în dama pe fistic, mâncați-și. Mă, avem un loc, mă! Te pup, bladere! Arunca cu 5 euro pentru consumație. Te pup, mă, sinodule, pentru consumație, Doamne, ajută, măi! E consumație grasă rău aici. La mini barul astea, e prețul ori 3, vede, să mă moară Jana. Ce vezi, aude și că joacă cineva pe hoșe ușa? Și aude, mă? Bă! Bă, sincer!
Bă, sincer. N-aș vrea să umflu pene pe băieți. Da și și Miramaru să-l știm. Aha. Deci nici nu ești scuze la Octavian Most Elimination, spără cu 1. Mhm. Și stai care 8 kill-uri în primul meci, Octavian. Da, Lidl e un pic mai ieftin așa. Adevărat, cât e la Lidl, băieți, o pungă de-asta, de fricit de-asta mică așa? Are. Vă zic imediat. Are 50 de grame. Unde ești gratulit la Iași, bro? Stăm în Iași, bro, până pe 2 septembrie este în Iași. 15 lei? 15 lei o pungă la asta? Înseamnă că la hot e legit, 10 lei. Legit. Să moară Jana. Moară Jana, s-a terminat. Te lupa pe Cosmin, bă, băga și-l 5 lire, mă! Să se facă consumația! Mulțumesc frumos, boys, să rămână! Mamă, ce zonă bună! Haide, mă! Te pup, Cosmin, mersi frumos, bro, pentru consumație, Doamne ajută! Se facă minibarul, că... Dacă mai comentezi din camera de hotel, încep poftele. Și e jale cu minibarul, să-l dau pe tot afară. Facem poate cu toată lumea la Iași cu cea mai mare plăcere, bro. Nu există diferență la poze. La poze toată lumea, bro. Doamne, ce zonă bună, bă, sper. Doamne. Bă, noi am mai avut zone bune. Legit că am mai avut zone bune. Și ne-am bătut joc de ele. Sper să nu ne batem joc de asta. E 21 de lei fisticula de la Elmas? Mă, coi, n-am glumit când am zis că e 50 de lei. Mă jur. Să moară băieți, coi. Chiar 50 de lei? Să, ai. Apropo, total lor? Hai, măi, Cosmine, măi! Să fie chiar așa două la rând, mă! Să chiar să n-avem echipe, să chiar să urlăm în gura mare, mai da cine echipe, măi? Te pup! Te pup, Cosmine, și mulțumesc frumos tuturor, băieți, pentru cadouri și pentru, mă rog, pentru cadouri, pentru donații. Să rămână, vă pup, băieți. Are și România echipă? Da. Și nu tot, bro. Nexus este echipa românească. Full românească cu full jucători români. Bă, ce ne trăim, niște de la hotel, bă. Și ei, dracu, bagă fisic pe care găsești la magazin de 20 de lei, îl bagă la minibar aici, care să moară, băieții, dar 21 de lei fisticul în magazin, la minibar în hotel, e 50 de lei, clar. Băi, uei! Băi, 3 win-uri, mă, wave! Haide, mă, că nu se poate așa ceva, ești nebun? E nebunie, mă, dacă ar fi așa. Ce ai, mă, păi, cu 3 kill-uri, păi, cu 3 win-uri? La revedere, să luăm cu 1 detașat. Deci, pe Cosmin cu 5 de băi, netrebnicilor, băi, mulțumesc! Eu așa aș vrea. Aduceți, băi, echipe cu coșerii de antrenament, nu facem, pe bune. Cel puțin Dorin și Octavian. Adevărat, pentru Dorin și Octavian ăștia chiar sunt mici, sunt pești de apă mică. Pa bune! Oh,
O să fie și Teo, bro. Ideea e, băieți, că la Iași o să facem un meet and greet. O să fie un fel de fan meeting în care venim toți. Venim toți acolo, o să facem spăsă cu toată lumea, bro. Mâine trebuie cine am dat like, mă. Bă, vă fac ASMR de la... Adevărat, Mutule, n-aș putea să fac chestia asta? Ba da, nu? Ba da! Dar numai că femeile astea vin în fiecare zi, mă, mâncați-și gura ta. Și eu termin live-ul la 9:30 și e sâmbătă. Hai că... Fizicul nu cred că mai pot să recuperez. Fizicul nu mai pot să recuperez tot asta. A, e. Ce ai de live pe Kick, bă? M-am dat cu PMP-ul, am contract pe YouTube, bro. Bă, trebuie să facem live-urile noastre normale pe Kick. Îți merge Glovo? Păi și pe Glovo crezi că e... E ieftin, mă? Mamă, bă, cum arată meciul ăsta? Mi se pare că arată foarte bine meciul ăsta pentru noi. La prima vedere, bine, rău de tot. Măcar nu-i 50 de lei. Bă, da, cred. Mai păcălesc un 10 lei, cred, banană. Fără ca drinkă. Mamă. Ce vor, mă, titanici să facă, mă? Băi, Cristian Alexus, bă, de ce am văzut? Nu, dar bine, el mai joacă, mă, mai joacă cu băieții. Dar pentru PMP nu cred că e în roster. Ia și golește buzunarul. Nu e chiar așa, băi, nu e chiar așa. Și chiar dacă ar goli buzunarul, e... De cât ori vin în Iași, în viață, fără ca trecă și ori nicio mișto. De cât ori vin să vă văd și pe voi, să vă întâlnesc și pe voi față-față ieșenii. Că știu că e greu că se fac evenimente, nu știu cum e Bucarest Gaming Week sau cum e Comic Core sau cum e, nu știu, când facem evenimente prin București, știu că e greu să veniți, că e drumul lung, faceți vreo 6 ore cu mașina, da bani cu autocarul sau cu alea, păi treceți o zi întreagă doar ca să veniți în București, ca să ne întâlniți și astea. Și știu că e greu să veniți în București când sunt evenimente, așa, e super ca drink, ești de bucă se întâmplă asta și în Iași. Și Iașiu chiar e tare rău, frate, pe oameni, am mai spus așa, spune, ești de bun. Iașu e super bombă pe oameni, sunt super șmecheri oamenii din Iași. Oamenii din Iași sunt super pe gaming, frate. De la copii mici până la tații care vin cu ei, cu copiii mici, din și ei știu de gaming și de jocuri, bro. Nu e ceva străin pentru ieșeni deloc asta de gaming. Cum zic eu, chestia de e-sports nu e deloc străină pentru ei. Mamă, ce zonă! Wow, atenție mare, băieți! Atenție mare că o să aglomereze foarte tare zona unde suntem noi acolo. Mamă! Cine-i spatele nostru acolo, băieți? Ce se ia cu turcoază lângă apă acolo, în dreapta noastră? Mamă, ce-i acolo? Mamă, ce-i acolo, frate? Dar aveți zona, da, e grea zona. Chiar dacă e bună, e foarte grea pentru noi, că o să fim savage. Dacă nu va nu vin, bă, când e de venit, vin, bro. Te pup, Ghițane. Mad Bulls, bro. Dorin mort, trei oameni, bă, necustani, deja, bă. Nu-mi place. Nu-mi place, bă. Mamă, bă, cum e DBS-ul ăsta, băi, doamne! Doamne, bă, așa infecțiune, bă, de armă, bă! Așa infecțiune de armă, bă, incredibil, bă! Hai să zici paisi, mă. Da, mă, capa! A fost acolo un ochi de-a lui capa, bă. Mamă, Ingu, șenoc.
Ce două nocuri a dat acolo pe Titani. Frumos nocurile astea. O să fie de best versus de best. Icy versus Inguș de best de best. Ce e, mă, Cușcă? Puteți să intri Cușcă aia până acum? N-am murit nicio echipă, da, și nu mi-aș dori să moară Nexus Pro cu 16 chiar. Meciul ăsta, legit, chiar nu prea mi-aș dori. Adică mai încolo. Zi, bă! I-a băgat în Cușcă să-i dă revive, mă. Hai să-l întâlnit, unde-i mai să-l întâlnit? E pe chat-ai seara, nu mă? Silențiosul meu, iubitul meu? Până pe găsire la Iași, până pe 2 septembrie, Amalia. Până pe 2 septembrie o să stăm la Iași. O să stăm multe zile. Câte zile mai avem? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. Și că am zis bine, nu știu. Da, mai avem vreo 7, 8 zile, nu știu. Mai avem, mai stăm. A, la Palace, a, nice. Da, știu că ai sărat, a fost de la ora 5 la Sandu Master. Mhm. A avut ceva pe acolo de un meet and greet, ceva de genul ăsta. A fost chiar și Octa? E grea zona, oricum pentru noi e foarte grea. Octavian singur, Octavian e în Impala, detașat de echipă. Îmi doresc, sincer, e greu. E tare greu. Sunt foarte sprituiți. Greu moment. Și oricum să moară Ana. Sunt niște condiții în hotelul ăsta, băieți. Mai bun decât acasă, coaie. Băi, am un pat, am dormit mondial în el. N-am dormit niciodată așa bine în pat. Eu am acasă în puțiciunea de canapea când dorm. Dacă nu mă zici că mă trezesc paralizat, anchilozat. Mă, dar patul ăsta? Da, mă, Octaviane, bravo, bă! Parcă nici nu-mi vine să mă mai trezesc în patul ăsta, mă, mâncați și bă. Băi, e rău de tot patul ăsta. E mondial patul ăsta, îmi vine să dorm în continuu în el. Te pup, Lupsule, te pup, Ionuț. Hai, mă, că se mai omoară echipa, mă. Uite, mă, hai, mă, că plecăm cu prima echipă. Vulgarii, la revedere, vulgarii. Poate regim, omul e numărul 1 pe bune. Eu am puțiciunea aia de canapea acasă. S-a terminat cu canapea aia, dacă nu cred că dor pe scânduri, păi nu înțeleg. Am încă 2 kill-uri Nexus. Chiar dacă au rămas 3 oameni acolo fără dorin de la început, au reușit să facă totuși 2 kill-uri. No capa. Păi să observăm că nu prea se joacă cacao, băieți? Nu prea, bă! Ce faci mai? Bă, chiar... Bă, vezi că Iași chiar are hotel ok, bă. Hoteluri. Dar cum se zice? Hotele. Hotele se zice, iubitul meu? Hotele. Vezi că am luat fisicul ăsta, iubitul meu? Cât? Am luat... Deci, dăm gaură la minibar. Deci am luat o apă la sticlă de sticlă. Și fistic. Să moară, adică 2 milioane, dar au donat băieții pe super chat să facem consumația. Da. Cristian și-a luat ciucănar, gad. Ce băieți drăguți. Cosmin, Sinou t-a donat. Wave a mai donat. Bă, jur, așa e, Mutule, bravo. Mă jur, tu, Mutule, cred că ești mai... Unde? Ești mai înaintat în vârtă, în vârstă, bro. Că, legit, chiar e super important patul. Top players. Octavian e top player, a făcut doar meciul, meciul trecut a făcut top kill-uri, Octavian. Și e MVP-ul, pe toate 5 meciurile a fost 1 Zeric, care a avut 6. Al câtelea meci? E al treilea, al doilea al Nexus, pentru că primul n-a jucat Nexus. Al treilea deja? Da. E al treilea meci. Sunt 4, nu? Sunt 5 meciuri total. La 4 joacă Nexus. Asta acum ar fi al doilea anul Nexus. Și ce au făcut? Uite, bună Marmo. Ia uite pe băieți, salut. Te-au văzut netrebnicii. Bună. Te-au văzut netrebnicii. Bună, banana. Doar campionii dor pe canapea? Da, viața mea, campion la rupt coaste, mâncați-și. Vorbeam de patul ăsta, Marmo, că e numărul 1 patul ăsta față de cea mai acasă în puțiunea de canapea. Care mișcă dor pe
scânduri față de patul ăsta care e bun rău de tot. Și avem în capaș 5 perne mari și 2 mici. Acum o să mă pun aici în spate să stau. Doamne, numărul 1, vere. Numărul 1, patul ăsta, bă, 5 perne are, mă. Ador să stau la hotel. Doi oameni v-au rămas de sus, bă. Nu-mi place, băieți, meciul ăsta. Nu prea-mi place. Bă, sincer, mă ne liniștește în momentul în care zona e prea perfectă. Atunci mă ne liniștește un pic că se aglomerează foarte tare. Și mai ales zona asta în care jumate e pământ, jumate e apă, frate. E prea mică zona pentru prea multe echipe. Să nu fur prosoapele? Încercăm, dar vezi că sunt niște prosoape de-alea. Mie, știți cum îmi plac prosoapele, băieți? Nu prea îmi plac prosoapele alea moi. Bă, mie îmi plac alea mai tari care mi-a jigul de pe mine, mi-a pielea de pe mine. Mamă, sunt bune rău de tot astea. Sunt doalea care te zgâie așa când te ștergi cu ele. Să simți că te-ai șters, ești de bun. Să simți că ai dat tot jigul jos de pe tine. Mă rog, nu prosoapele astea, poate. Păcălim prosoptul așa și ce zic, băiți? Să ai și eu sub carapeaua, am făcut gaură în ea. E panorama carapeaua, băieți. E panorama să mor. Chiar că să simți când dai cu prosopul. Da, mă, frate, mă. Abrazivă prosopul. Da, ce faci? Șminker direct, ești nebun. Așa îmi place, frate, să mă șteargă, băi. Să dai și cu băi. Titanii pe 15. La revedere, Titanii, vă pupăm, frățiorii. Lasă că e timpul și pentru noi, Titanii. Lasă că te găsești că Olbui pe aici, pe la... prin Iași. Ce zuri pe picioarele Olbui, să vezi dacă mai joci tu la ESF. Cred că joci din rezerva de la spital, Olbui. Noi ne vedem mâine la Vodafone. Da, frățiorul, ne vedem mâine la Vodafone la ora 4:30, băieți. La Vodafone Sport Zone, acolo, cine din Iași? 4:30. Ne vedem acolo, băieți. Între... Palatul Culturii și Palace. Practic este fix lângă șera principală. E un stat acolo, Vodafone. Ne vedem acolo, băieți. Sună puțin mai tare la joc, nu se aude jocul, băieți? Se aude jocul, că se aude în cel mai default gen jocul. Am impresia. Te-ai zis cu șașcători mari? Bă, nu. Nu. Nici nu-i caut, ce-i drept. Cred că se și antrenează mult prin camere. Dă și mie câteva. Ar fi din minibar, nu? Arată mâncați și... Oricum, vezi că avem notat de plată 2000 de lei la minibar. Legit. Cred că fisticul ăsta e 50 de lei. Căci că am spus băieții că la Lidl e 21 de lei fisticul ăsta. Cât e la minibar? 50 de lei, legit. Nu? Ia. Ma. Îmi dai voie să iau și eu un Pepsi? Ia și tu un Pepsi. Ia și tu, mai ce să facem? Dacă ți-e... Șete, măi! Lista acolo încă 30 de lei pe pisul. Suc. După aceeași, da. Da, da. Ce-am facem? Super mișto oamenii, mă, din ea și fără Caterică, fără nicio mișto. Apa asta e caldă, mă, încasat în soare, iubitul meu, da. Merge. Ce? Dacă te vezi? Nu știu, mă, grațul meu. Nu cred că te vezi. Că poate să fie totul free? Nu e, nu e niciodată totul free, bro. Dar știi cum e? Acum dacă se lipește vreun prosop în bagajul meu, nu poți să te superi pe el, adică știi cum e?
Și minibar scump și fără prosoa pe acasă, bagaj și păi unde ajungem, băi? Oh. Poate nici Dusani e foarte bine că nu se mai bagă, nu mai caută fighter, sunt doi oameni. N-ar mai trebui să să păcălească fighter, sincer. E foarte bine așa, bro. Vreau să fac mai multe așa decât Bucureștiul. Bă, eu în București am multe chestii, adică mi-e comod Bucureștiul că știu zona, știi, știu locul. Hai, măi, Octa, măi. Dar dar și așa, chiar e frumos, rău. Mi-e place. Poate pleci cu sandai cu tot. Bă, plec cu avionul și nu prea am unde să-l bag, adevărat. Dar un prosop nu îl vede la cală. Știi cum e vorba aia? Nu se vede în razele ale de la avion de acolo să vadă ce am eu în bagaj. Nu se mai vede nimic acolo. Se vede ce trebuie. Se vede un, așa, e ca și cum un tricou. Nu e nimic suspect. Un singur om rămas anexus, animă, a? A fost grea, a fost prea grea zona, mă. A fost puțită zona. A, uite și acum n-avem zona. Așa că puteți să coborâm acolo la casa aia Redox. E la limita rău de tot. Bă, măcar un punct, două să păcălim din placement. Măcar, 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 un loc 8. Să zicem un loc 8, mai punem, mai păcălim un punct, că și un punct e super important. Oricum, după voi nu la 18 kg, parcă nici nu pot să mă supăr, ești de bun pe ei. Nu, no, pot să mă supăr. Bun, mă, Obli, foarte bine! Ia uite predictorile, bă, 3 Mad Bulzani și 1 GG-ul. Trei Mad Bulls, bă? Să fie Mad Bulzani, mă? Să fie un Mad Bulzani, mă? GG-ți poziționați bine ce-i drept, adică dacă pleacă de aici și pleacă ultimii, cred că o să fie destul de bine GG-ul. Da, uite, Redo se calua casa aia. Se mai bat echipele între ele, e foarte bine asta. Se mai bat echipele între ele, mă. Păcălim și noi like-ul ăla. Băi, nu știu câte like-uri avem, băi, ce să vedem. Avem 51 de like-uri avem, mă? Nu, mai avem 298 de like-uri. Vă mulțumesc frumos, băi, dacă n-ați dat toți, dați și voi acolo pe like. Nu fiți la ea. Nu fiți la ea. Bă, dați și voi like acolo dacă vă face plăcere. O kill și shockwave. Giu 2 kill-uri full squad. Medburz un singur kill. Încă suntem în top 10. Haide, mă! Ha, mă, Redoxane, mă! Că văd că ai zona încă. Dacă se mai bat ăștia, bam, 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 un loc 8 măcar n-ar strica deloc. Să facă nu o românească Redox, o moldovenească. 326 like-uri sunt? Vă mulțumesc frumos, bă. Haide, mă, pe like-uri, măi. Haideți, măi, să mai dăm un like, măi. Chițune destul de retras față de Matic acolo, nu? Matic era acolo? Da, Matic. Destul de așa cu așa. Cam sprituit, Gigi. O echipă trebuie să mai moară și păcălim placement. Începem cu placement dacă mai moare o echipă, băieți. Dar ce echipă să moară, bă? Uite, dar Project-ul poate să... Ia vezi-l, mă, pe Closic, băiatul ăsta, bă, ce face, bă, de unul singur, mă. Dar are și zona mondială, vreți să vă mint? Are și zona mondială, să mondială aici. Bă, dar stă talent rău. Haide, mă, Redox, măi. Că începem pe placement, măi. Începem un placement point, măi. Am dat la ei, mersi frumos, șeful meu. Bucuria mea, vii mă la Iași, bucurie sau nu vii la Iași? Mamă, Redoxe, măi. Să mai moară o echipă, măcar să păcălim două puncte de placement? Să păcălim oare două? Da, ce pat de rege avem? Noi ți-am arătat scaunul de gaming, măi.
Și că bună, Marmo, uite, te-a văzut la zără spate, na? Nu m-a văzut pe chat. Și te-a văzut? M-a văzut pe chat. A, te-a văzut, a, scris pe chat. A. A, nu poți ajunge, a? Bun, și văd că Nexo a mai fost și un kill. Haide, măi, Redox! Că s-au făcut 5 puncte, nu știu cum s-au păcălit 5 puncte, dar s-au păcălit 5 puncte. Avem în momentul ăsta, băieți, 5 puncte plecând de la 2 puncte, Redox. Foarte bine, bă, ce ați ținut, bă, Redox, anu, bă, de puncte, bă. Nu cred că puteți să facem amuletă, dacă pleacă Redox acolo, moare, ce mai probabil. O să moară, o să moară, o să moară, o să moară, cred. Dar 5 puncte păcălite, ho-ho, încă 3. Super bine, ești nebun. Nu mai vreau, nu. Îl omoară zona, mă. Sau l-a omorât MQ? L-a omorât MQ, mă. Locul 6 pentru Iisus, am băi, 5 puncte, hai mă că e bine, mă. E bine, m-a făcut maxim Redox din punctul meu de vedere. La verde? Da, mă, e numărul 1, mă, scaunul meu de gaming, mă. E scaunul meu de gaming, mă. Salut, bună, 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 Elena, bună, bună, bine venit. Shockwave, 10 kill-uri, măi. S-ar putea să câștige Shockwave harta asta, uitați-vă cât de bine se plasați. Cât de bine se pe toată partea asta de zonă. A, bă, nu, se greșează, ZMR? Au aceeași culoare, mâncava și un căcăriu, am un două echipereau, căcăriu. Măi, de unde, băi, 6 puncte? A, 4 kill-uri? N-am mai reușit să dea GG-ul, dar n-am mai reușit să dea GG-ul revive de 6 puncte. Ha, 4 puncte bonus de la Redix. Bravo, băi. Bravo, măi. Cum am avut? Cum am avut bucurie chiar? Ce pade rege și ce prințesă stă în el, auzi, măi, și tu, măi. Frumos, frumos, Marlo, ai vrăjeală, ai vrăjeală frumoasă, ai și tu, rizul tău, cum s-ar zice. Ai rizul tău. Nu știu exact ce mapa va fi următoarea, dar dacă nu mă înșel, doar dacă nu mă înșel, să fie rangerul următoarea, mă? Măi, ce să facem, măi, și noi, măi? Sau Sangroc? Nu mai știu. Nu mai știu, hai că vedem. Hai că vedem, indiferent. Să-mi bine și pe Rage și să-mi bine și pe Sahok. Știți cum e vorba aia? Mă, ce mă bucură meciul ăla, bă, primul, bă. Chiar mă bucură mult rău de tot. Cum, bă, într-un singur meci, mă, să faci mai multe puncte decât ai făcut ieri toată ziua, bro. Bravo, bă. Bravo, bă, talentele României, bă. Haide, măi, 4v4, bă. Cine sunteți, măi? Cine să fie, măi? Medburzani sau Shockwave-ani? Eu parcă aș merge pe Shockwave-ani, așa, nu știu. Îmi place mult cum să terminez acolo singur. Poate să facă ceva frumos acolo, poate să fie jucătorul surpriză, gen. Dar acum n-a ce să zic, măi. Aș merge pe Shockwave. Dar dacă devine și de următoarea zonă. A, dar stai că asta e zona nouă. Și pleacă. Shockwave, măi. Salut, Redox, salut, măi, frate, măi. Ce faci, măi, Redox, măi? E frumos de aici, bă, chiar e tare rolul aici, mă jur. E atmosferă de gaming, șmecheră rolul aici. Bine că Mad Bull sunt mai profi decât Shockwave, sunt mai buni. Ca și talent și... rezultate sunt mai buni Mad Bullzani. Și se vede asta. Se vede un pic. Și au câștigat Mad Bullzani, mă. Au câștigat Mad Bullzani, mă. Au câștigat Mad Bullzani, bravo, bă, băieți, bă. Buni, mă, și ei, oricum, nu sunt fraieri. Cu Claus Iohannis, bucurie, m-am văzut. Ieri.
bere. Hmm? Am stat la o bere. Hmm. Am stat la o bere pentru că în camera asta stă și Claus Iohannis aici, știi? E puțin micul acolo. Și ne-am zis, haide măi. Haide măi, ești afară? Că trebuie să stai regele, să facă live, măi. Hai, afară, măi. Mm-hmm. Da, fiecare zi sunt 5 meciuri, iubitul meu. Doar în finală sunt 6 meciuri. Sunt super mulți oameni cunoscuți aici, bă, în Iași. Au venit mulți la... Ei, măi, ați arătat rumul! Măi, netrebnici, ce faceți, măi? Bă, dar nu știu, mă, mi se pare Octavian. Octavian are și față de pie-n-pie acolo să-l pună în dreapta, mă. Are, mă, și față, mă. Dar ce arătați despre Nexus? Că suntem prea buni sau ce? Vreți să spuneți că suntem prea buni pentru pie-n-pie-ul ăsta, nu? E probabil, da. Octavian. I'm doing great, man. So, your team has been with us since the first season of PMPL Western Europe. How have the past seasons gone? Because you've had quite a few roster changes recently. To be honest, we just changed some players and we tried some new things and we'll see. What about this next PMPL? I mean, it looks like it's been going fairly decently so far. And you know what? If it works, it works. How does your family feel about you competing at such a high level in PUBG Mobile? How do they support you? To be honest, just support me by messaging me, like, I'm happy that you made it so far and stuff like that. And all my fans as well. That's nice to see those messages. Makes me feel good. That's really awesome. It's nice that your family supports you playing in PUBG Mobile. Nexus almost took first place in the European Championship and you've gone on to play your very first LAN and in the PMRC too. What lessons have you learned by playing with some of the best teams in the world? To be honest, like, nothing new, but like, that was a nice experience, to be honest. And yeah, we'll see about next team here. Oh, Benzema! Octaviane, to be honest, tu ești bun, Octavian, to be honest. Sincer. Ca să fiu un pic sincer, măi. Chicken dinner for Madballs. I mean, we're not even surprised at this point. Although the way that ended, I think it was very much between Shockwave and Madballs, and we're like, ooh, 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 and then yeah, Madballs. To be honest, Madballs did some really good moves. We're going to be able to break down a bunch of those because. De fapt, nu sunt Octavian, mă. E greu, mă, e greu. Fără mișto, e greu să vorbești, să fii român, să vorbești în engleză. Legit, e super greu, pentru că noi, românii. Suntem ratați rău de tot și facem mișto rău de tot dacă vorbești un român în engleză. Îl luăm la mișto rău de tot, mâncațești. Și e greu pentru că România nu prea se vorbește engleză mai nicăieri, știi? Și când te duci în altă țară, gen în Londra sau în alea, și începi cu engleza, dacă n-ai o engleză de baltă, oricât de engleză ai și tu, ești muci pe față de ei aici, nebun. E ultima engleză pe care o ai de pe raft. E ultima engleză pe care o ai de pe raft, ești nebun. Pe care o ai de pe raft. E ultima. Adică e greu. Știu că m-am dus în America și cu engleză mai știam și pe alea. Părea că sunt ăla cu Arteche marchete. Că te duci în altă țară, gen în Londra. A, așa am zis, gen în Londra. Bine, că te duci în altă țară, gen Anglia, America, d-astea. Da. Am zis în altă țară, Londra. Bun, și Londra mare țară. Mare, frumoasă țară, băi. E greu, agentul, chiar e greu. Da. Tu ai impresia că știi engleză, dar dacă nu ești acolo și nu vorbești fluent, parcă tu știi cuvintele, bro, dar nu-ți vin, efectiv, nu-ți vin. Da, W, clar. Ce-și vede Sanhoku, băi? Ne așteptă Sanhoku, măi, de trebnici. Mamă, deci... Cum să zic? Cum să zic, băieți? Păi ce loc am fi acum? Deci am terminat pe locul 5, am mai făcut încă 6 puncte? Dar Mad Bros au câștigat? Cred că tot pe acolo a rămas.
Păi da, măi, AVR, măi, dar știi cum e? Să mai zic de cei din astea care nu vorbesc engleză deloc? Mamă, ce mici nebun. E mai greu accentul. A, de fapt, asta e că Titania au murit la început și ne-am făcut puncte peste ei. Deci ar trebui să fim top, da, că e peste Titanii chiar, da. Da, mă, da, deși că o să te cu 4 chiar, mă. Shockwave get himself a win. I feel like that would be one of the missing points I am missing from Shockwave. Ăștia suntem, băi. Se pe 3? Wow, cupă. Dar cine era? Care era oia pe locul 3? Ce echipă e pe locul 3? Locul 3 era pe finalul meciului. Bun, mă, dar nu mai știu ce echipă era pe locul 3, sincer. Că știu că Mad Bulls erau printre primii. Nu știu pe cine a mai întrecut. Aia mă gândeam. Titanii erau pe 4, că erau legate de cu noi, parcă. Și mai eram la un punct de o altă echipă, dar nu mai știu. Hai că vedem noi clasamentul, vedem noi în curând clasamentul. Ce să faceți, măi, Mad Bulls, Zani? Păi să-i win cu 11 kill-uri, mă, Mad Bulls, mă. Hai, mă. Hai, măi, totuși, mă. Hai, damage-ul, hai să zic că e bun, hai. Să nu fiu prea rău. Dar ăla e kills, mă. Ăla e win cu 11 kill-uri. Ăla e... Uite, Monster Change la PMPL. Mamă, da. Mamă, cum arată harta aici. Wow. Wow. Da, mă, link, muntele acolo. Uite ce sună au avut Mad Bulls, hai de la început, mă. N-ave ce să le faci. L-au băcălit frumos, mă. La pronunție e greu să stai în Londra. Chiar e greu. La pronunție chiar e foarte greu. Dar America, doamne, o engleză, americană, o engleză de perfectă. Doamne, îi iubești, înțelege absolut tot pro ce vorbesc. Îmi place mult engleza americană. E foarte curat așa cu aia, e tare rău. E bombă. Mamă, mă ia la ochi iubitul meu aerul ăsta rece. Mă omoară la ochi. Nu, știi de ce nu mergea ventilatorul? Pentru că era geamul deschis. Da, frate. Deci acolo pe ăla arăta că e ușa deschisă. Gen, arăta o de aia de ușă deschisă. Deci, cu ei, ușa deschis-o. Deschid ușa și o închid din nou. Și mă, tot aia arăta. Și mă, bă, dă-i iese mă, așa. Sclipirea mea din minte a zis, bă, iese mă, așa, fi vreun geam deschis? Cred că când au venit femeile alea să facă curat, gen. Tu l-ai deschis? Avem un impostor, mâncavaș. Avem un impostor, mâncavaș, gura voastră. Deci, ați auzit, da? Cine a fost impostorul? Cu geamul. Doamne, măi. Da, măi, și fix cum am închis geam, apure ventilația, iubitul meu. Doamne, am zis că suntem în 2045 aici, face
Dă semnal geamul la panoul ăsta de control de aer. Incredibil, măi, frate. Te pup, mă, Vladule, bă, te pup. Trebuie să încerci la urmă de la Dania? Trebuie să o încercăm. Trebuie să o încercăm, frățior, m-a rupt. Deci Neamțu. Păi Neamțu l-am băgat la producție, la băieții. Ajute pe băieți cu producția. Să mai facă și el un cheșchereu acolo, pe buzunar. Și m-a nebunit, Neamțu e de câteva zile în Iași, de mai devreme decât mine. Bă, și m-a nebunit, mă, să mergem la Dania. Că l-ai disperat de șaorma. Ăla numai șaorma mănâncă, are ADN-ul făcut din șaorma. Din usturoi și din maioneză picantă are, cred că ADN-ul ăla făcut, mâncați-și. M-a zăpăcit să mergem la Dania, de dacă nu mi-ai zis, de 3 zile spune să mergem la Dania, obositul. Te pop, băi, it happens, măi, pop, măi. Ce faci, măi, castorul meu preferat, măi. Te salut de drău, mâine, că ne vedem la 4:30, frățiorul, la Vodafone. La 4:30 ne vedem acolo, bro. Și m-a nebăit ăla cu Dania, măi. La 4:30 la Vodafone, la 6 live. Ha, ha. Sunt pe hol aici, tata, tu ce faci? Aici, 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 la mine pe hol, bro. Ha. Am mâncat ceva din minibar, pop. Am mâncat o pungă de fistic și Antonia Boto, o sticlă de suc, o sticlă de apă. Cam cât crezi că o să fie rota de plată, pop? Plus o pungă de-a lune de ieri și un energizant. Cam cât crezi că o să plătim la minibar, măi, pop? După tine așa, o predicție mică, pop. Să vezi ce la Gipă Neamțu păcea când îi zic de șaur mică. Bă, nu, ăla-i supărăcios rău. Ăla-i supărăcios rău de tot, Neamțu. Pă bune, ăla-i supărăcios rău de tot. A, uite, bă, că suntem pe 3, băi! Au, au, au! Bine, au multe puncte, au 25 de puncte diferență de noi, fraierii de Medburzani. Și gladiatorii au 12 puncte distanță de noi, practic mai multe puncte decât noi, dar au jucat cu un meci mai mult. Ha. Ha, ha, ha. Ha. Shawarma de la Daniel e the best, fără Catrinca. Cam slăbuți Nexus azi? Unde trăiești, băi, ucanaule? Unde trăiești, măi, frate, măi? Că tocmai au făcut record de kill-uri și win, măi. Măi, frate, măi, unde ai fost? Nu știu unde a fost un canal ăsta, măi. Oh, haide, mă, meciul 4, băieți. Meciul 4 de astăzi, dar meciul 3 pentru Nexus. Huh. O zonă bunicică pentru ei, ce drept? Un average kill de 7 kill-uri, mă! Un average elimination de 7 pentru, adică în medie, cam 7 kill-uri au făcut până acum pe Sahok. Bă, ce medie bună au! O medie bună, băieți! Cum să am naiba să arăsați nu se intersectează? Păi se știe dinainte unde s-ar, băieți. Fiecare echipă, înainte de PNPL, își declară locul unde s-ar. Dar poate să ară și în altă parte. Nu e descalificat dacă s-ar în altă parte, Doamne ferește. Dar se joacă și multe scrimuri înainte, multe pregătiri pentru PNPL și joacă cam aceleași echipe și știe una pe alta. Adică Capahala sau ceilalți jucători din Nexus știe în permanență locurile unde s-ar toate echipele. Chiar dacă e pe traiectorie de avion sau nu e, sunt sigur că Capahala știe și pe alea secundare, 100%. Păi e bun de trecere, da, uite, se mai bine decât GG-ul, ești nebun? Am dat ce mașină ai, Tixi. Se câștigă bine, măi, la GG, măi. Auzi cum se aude. E creier, mă, capa. E creier AMG, capa, n-aveți cum cu el. AMG 65, nu 63. AMG 73. Să vedem aici. Vitus Pro versus No Mercy. Opa, 3 oameni acum. Ne cerem scuze, măi. La vale, Vitus Pro. Ați plecat, băieți, vă pupăm. Sau 1v1, mă. E 1v1. Sunteți nebuni?
face Watch Me, măi? Doamne, ce faci, băi, Watch Me, băi? E o altă echipă acolo care trag după ei. Aia e, mă, Lumitrix, mă, alea vechi ale tale, băi, let's go, 4 benzi și salvează echipa. Bine, într-adevăr, nu toată, ci mai salvează încă 2 jucători, ceea ce mi se pare super ok. E bun, mă, Lumitrix, e bun. E bun, bravo, bă. Wow, ce frumos a jucat, bă. Frumos editul la video cu record de kill-uri. Mă bucur mult că vă place, băieți, mă bucur mult. O să mai tot fie editor de astea, pentru că am găsit un băiat care editează clipurile astea. Și o să tot facem clipuri de astea. Și mie mi-a plăcut editul. Și eu am râs la propriul meu video și eu de obicei, na, că eu îl fac, nu mă sunt atât de amuzat de ele, să zic așa. Dar asta chiar mi-a plăcut mult, l-a făcut tare rău băiatul ăsta. A, au murit și Virtus Pro, a? Ce păcat. Păcat, băieți. Nu, Liviu editează TikTok-urile. Liviu e cu TikTok-urile, l-am pe un alt băiat, Luadar. Liviu e doar pe TikTok-uri, pe partea de TikTok-uri. A văzut, mă, de ce, ule, m-am bucurat pentru el, sincer, că a făcut 4 bețe, frate, i-a bătut de unul singur pe toți 4 și a reușit, adică încerca să-i salveze și pe aia 2 și mi se părea tare că a reușit să facă chestia asta, dar, din păcate, na, se trăgea echipa aia înainte să elimine întreaga echipa, ați auzit și voi, și na, era așa. Deci, sau manager, da, eu sunt managerul lor pe partea de imagine și tot, iar ei, evident că au un manager, l-au pe Rembo, bro. L-au pe Rembo, care Rembo oarecum îi ajută cu organizare și cu tot, bro. Acceptabil, Rangel, dacă te referi la win? Băi, Ucaneule, măi, începem să nu ne mai bucurăm la win cu 18 kill-uri, mă, vere, mă, ce, mă, Ucaneule, măi? Fără Caterinca. N-ai cum să nu te bucuri, mâncați și la record de kill-uri și win, mă. Sunt 28 de puncte, păi ieri au făcut în 4 meciuri, au făcut 19 puncte. Acum, dintr-un singur meci, au făcut 28. Nu ne mai putem bucura la 28 de bețe să mor eu? Și Rembo e român? Da. Bă, Rembo e român. Pe partea de... E cu ei în permanență, oriunde s-ar duce. Rembo e cu ei. Dar au manager de scrimuri și de alea, dacă manager de scrimuri mă întrebi. Au și manager altul pe partea de scrimuri și de alea. Lumitrix nu era la Ava? Nu era la Ava, bro. Dar e transferat, e transferat. Ați văzut DBS-ul la mașină, mă? Băi, DBS-ul este... DBS-ul este una dintre cele mai bune arme în momentul de față în jocul ăsta, bro. Cel puțin la close e senzațională. Și o să vedeți că majoritatea playerilor nu prea mai joacă cu MP. Adică sunt unii care nu pot accepta DBS-ul. Ca mine, să zic așa, nu prea îmi place să mă joc shotgun-e. Dar mai sunt câțiva care joacă UMP-ul, mai sunt câțiva care joacă încă AKM-ul și marca nu se mai joacă deloc în competitiv AKM-ul. Și foarte mulți joacă DBS-ul, să vedeți. Da, au un manager rus pe partea de scrimuri și de competiții, da. Băi, echipa asta pe care o puteți să spune Nexus, nu e ea, nu sunt ei 5 jucători și gata, au oameni mulți în spate, bro. Fiind organizația, l-are și pe Ang, l-are și pe Rembo, au un manager de scrimuri, au pe mine manager de imagine, au coach, au mulți oameni în spate, adică nu e așa, doar stand-alone, gen. Sunt mulți oameni în spate pentru ei, în ajutorul lor, în favoarea lor. Astfel încât să fie la cel mai înalt nivel, bro. Bă, sincer, da, dacă nu-i dă nerf, e prea OP să nu fie în drop, legit, da. Ar trebui băgat în drop din nou, băieți, pe bune, da. Deci pe echipe rămase, m-au murit Virtus Pro, m-au murit No More Swearers,
Unicorns of Love. Ah, nu poate să superi. Dacă este într-un singur om. TNA-ul, Tuna eSports, într-un singur om. Corina Power, într-un singur om. 4 kg pentru Permita eSports. Uite, vedem pe Permita din nou. A luat locul 2 în primul meci. În primul meci locul 2 pentru Permita. Și câteva kg frumoase acolo versus Titanii. Acum 4 kg și în 3 oameni. Vă, cum vi se pare că merită mai mult, băieți? 0 kg, dar în 4 oameni sau 4 kg, dar să fie în 3 oameni? A? Cam ce ziceți? Cum vi se pare că e mai în avantaj? Nu e ultimul meci, Costine, nu, mai avem unul după, mai avem. Care e primul la PMPL? Bă, primul este total de vreo 100.000, locul 1, 11.000 de dolari, locul 2, 7.000, nu, locul 2, 9.000, locul 3, 7.000 și MVP-ul și tot așa, mă rog, astea sunt primele trei locuri ca să fie bani, adică unde se câștigă bani mulți, 11.000, 9.000, 7.000 și 2.000 dacă nu mă cer pentru MVP. Care, sincer, ar putea să vă crească Dorin MVP-ul ăla sau Octavian. Da, nu era zona. Nu era. Îmi place zona asta. Sincer. Chiar mi se pare că zona de rea e de bună. Haide, băi, nexusarilor, băi. Haide, băi, de trebnici, bă. Bă, sincer, pentru ziua asta, pe ce loc suntem în momentul ăsta? Pe 3? Am rămas pe 3? Nu, suntem pe 4. Bă, sincer, bă, pentru ziua asta, poate să rămână și pe locul 4, băieți. Dar să se mențină, că trebuie să mai facă puncte și meciul ăsta și meciul viitor. Dar, sincer, pentru ziua asta mi se pare că o recuperare de pe locul 16 până pe locul 4 e enormă. Măcar ziua asta să o termine pe 4 sau pe 3, pe... Nu, cred că 3. Cred că 4-5, aș zice eu. În 4-5 să termine. Da, deși nu e departe Titanul, mă. Și Titanii nu știu bine, au mai jucat bine să s-a rogat atunci. Da, Alpha Team, pardon, nu sunt Titanii, sunt Alpha Team, scuzați-mă. Alpha Team sunt pe locul 3. Alpha Team, ba joacă, ba nu joacă. Cred că putem să-i trecem pe Alpha Team. Și Titanii sunt lângă acolo, uite, mă, ețea de Titanii. Da, mă rog, dacă termină pe locul 4, astăzi nici nu poți să-i super pe ei, sincer. Te pun, mă, Cipriane, bă. Lasă, că mai venim noi, bă, se mai întâmplă evenimente. 100% se mai întâmplă ceva la Iași. Că parcă prea mișto e atmosfera aici de gaming. Dacă mai facă un win cu 10 kg, sunt aproape de Madbulls, băieți. 100%. Băi, ia câte... Sunt 25 de puncte. Un win cu 10 kg înseamnă 20 de puncte pentru ei. Și Madbulls se moară printre primii. Și rămâne diferența nu de 20 de puncte, ci de 5 puncte. Un șpecat de squad sau de player? Un șpecat de squad, bro. Și premiile individuale dau procent de organizații? Bă, la Nexus 100%, bro. Dar celelalte organizații... celelalte organizații iau procent. În principal, cam... 80% iau jucătorii, 20% organizațiile. Cam așa se întâmplă și pe la CSGO și pe la organizațiile mai mari de PUBG Mobile. Dar momentan Nexus nu le ia din banii jucătorilor. Opa! Ha, mă, că n-aveți, mă, ce să faceți, mă, dar projectanilor, mă, mă scuzați că vă... Că aș vrea... N-aș vrea să fiu rău, sincer, dar... Nu știu că aveți ce face, măi, voi. Aia zic, băi, pistonează-l, băi, Dorine, băi, cu sugativa asta, băi. Pistonează-l un pic de besu, băi. Pistonează-l un pic, măi. Cu sugativa, măi. Da, 11.000 toată echipa, da, de locul 1, da. Plus, atenție mare, că nu cred că pentru asta joacă băieții o lună jumate. Aproape două luni joacă băieții în PMP-ul ăsta. Nu pentru asta joacă, ci pentru slotul în PMDC. Sau pentru slotul în EU, că sunt de acolo, sunt mai mulți bani și mai puține zile de jucat. Acolo e. Pentru aia muncesc super mult băieții. Pentru locurile alea. Titanii sunt mare parte ucrainieni, băieți, și robs francezi. Iar Alpha Team nu știu exact de ei.
Nu mai știu exact ce roster au full Alpha Team. Haide măi, Octaviane, măi, haide. Între oamenii Dark Project. Și am putea să mergem peste ei dacă mă întrebați pe mine. Dacă mă întrebați pe mine... Hai mă, eu zic că faptul că se mâncă în full squad și probabil să luăm un fight bun aici cu Dark Project. Haide mă, Octaviane, mai frachir oare? Nu știu cum ce au făcut Nexus Anine Trebnicii, dar aparent băieți au 4 kill-uri. Nu știu de unde, nu știu cum au mai păcălit încă 3, sau câte... Da, 3. Nu știu cum au mai păcălit 3, dar l-au păcălit bine. Octavian știe de folie acolo, atenție mare, folie moldovean băieți. Folie moldovean. Wow, astăzi nu joacă cu Atis. Permita. Și nici cu MXR. Wow, what the fuck. Nu joacă cu niciun român. MXR și Atis sunt și români băieții. Permita eSports, dar nu joacă, văd, nu sunt în roster astăzi. Mamă, deja dacă îi aruncă PPM de acolo. Au super bună zona Nexus. Au super bună zona. Și sincer, mi se pare că suntem un pic peste ei acolo. Ia uite băi, Shockwave-ul bă din nou bă. Mamă, cred că e un meci bun ăsta băieți. Pare un meci bun, arată un meci bun. Arată un meci bun bă. Bă, sincer, iubitul meu, aș închide ventilația, nu ți-e frig? Eu aș închid, o să mor, mi-e frig rău. Da, mă, permita, sunt eliminați, băieți, locul 8, locul 9 pentru permita, locul 8 pentru Shockwave. Și Nexus Anine rămâne încă în full squad, atenție mare, Octavian are încă 5 kill-uri. Mamă, de fiecare vreo 13? Da, 13 kill-uri are până acum, în 3 meciuri. Cred că e MVP-ul, bă. Octavian, cred că o să fie MVP-ul zilei, mă. Dacă Zeric ieri cu 6 kg arată MVP-ul, Zeric, mi-a avut mult damage, e drept, dar a avut aproape 2000 damage la 6 kg ieri Zeric. Dar astăzi Octavian 13 bețe, măi. Pe cine a mai făcut 13 astăzi? Că nu cred că a mai făcut cineva. Până acum cel puțin. Ce-a tras, bă, și Havlic, bă. Havlic ăsta e bun. E bun, Ceturinio. Mechiu s-a bătut aiure acolo. Aiurea rău de tot s-a bătut Mechiu, n-avea de ce se bată. Mechiu e și rolul ăla de suport. N-avea nicio treabă se bată acolo. Greșeală mare pentru Mechiu. 7 kg Nexus Anine. Opa. De fapt, stai că aveam 4 și 3 erau băieți de la Permita. Cred că nu cred că n-am mai bătut cu altă echipă. Câte echipe au rămas? Wow. Ce trade-uri acolo. 6, bă. 2 puncte de placement în momentul ăsta plus 7 kg, 9 puncte astăzi, băi. 9 puncte astăzi, băi, pe acest Sanhok, băi. Ia vezi, băi. Mamă, dar nu cred că am idee de casele alea că sunt de libere, frate. A făcut 12.000 la bar? Are 15? Mă, 100%? Stau să mai fute și de pe Miramar, băieți? Da, mă, Nexus, bă, bună idee, băi! Haide, mă, pe ei, că sunt pe noi! Avem zona 6-a, frate, în case, cover! Da, 15 are, nu, e MVP-ul zilei, să-l asta. Nu, n-are niciun jucător! Cred că n-are niciun jucător până acum și de ieri și de azi 15 kill-uri! Fără nicio Caterinca, fără nicio mișto! Doamne, ce performanță, Octaviane! Mai lasă-i mă și pe ei să joace, băi, Octaviane, bă, că pe urmă n-ai ce să le mai faci, mă. Te joci cu ei, X și 0, mâncați-i și după. Vezi că 8 kill-uri, DG-ul afară. Să fie ăsta și ăsta un win, mă? Vezi că mi-ar rămân suna win. Dar să nu se părăsească cu SBG-ul ăsta, bă. Să nu se părăsească, sunt doi oameni cu SBG-ul. Uite, doi oameni, no, what the fuck? Băi, hai mă, că tocmai am vorbit, mă, mâncați-și.
Tu mi-a vorbit să nu se prosească. Da-ți, bă, da-ți-mă revive-ul, mă. Haide, măi, Dorine, măi! Măi, Dorine, măi! 9 kill-uri, boys, locul 5, până acum 12 puncte pentru noi. Mamă, Medvus, dacă ar putea să mai scoate ceva din Alpha Team, e winnable! Da, mă, Dorine, mă, bravo, bă! Bravo, bă, Dorine, bă, bine rău de tușca, mă! Bine rău jucat tu pe partea aia, bă, Dorine, bă! Haide, măi! Mă, cine a vorbit, bă, cine a zis, bă, de win, bă, pe chat-a din aur, bă? Ia lor și ăsta, băi, cos bine, băi! Hai, bă, Dorine! Să mai scoată cineva, să mai scoată vreo echipă ceva din Alpha Team! Mine și DJ-ul sunt în 3 oameni. Și Medbull sunt în 3 oameni. Medbullzanii iar apucă placement bun, Medbullzanii. Bine, băteți-vă între voi, sigur că da. Opa, n-au zona, mă. Băgați-vă toți în casă, frate. O, ești nebun. Toți în casă, frățiorul, la revedere, ce să... Dar și să nosești... Ce să și faci? Ce repede am ajuns la zona 7, din 6 în 7... A trecut repede rău de tot. Nu cred că o să mai avem zona, băi, ești drept. Pa da, mă. Doamne, Dumnezeu e român, băi, astăzi, bă. Bă, Dumnezeu e român astăzi, băi. Hey. M-am cam bucurat, mă. Să mor. Uita, moare și el de zona acolo, cred că. Bravo, bă, Dorine, bă! A rămas în 2 oameni, mă? Da, Capa și Dorin, cred că, nu? Da. Singurul, ultimul first pe care are Dorin. Granada nu mai are. Luțează, bă, granada, ceva. Bun first-ul. Echipament, medicale. Medicale, măcar, bă, da. Iar DJ oare MG3, bă. Iar a venit G. Bă, este blocul 2. 13 kill-uri. 2v2? Da, 2v2, că Dixie e mort. Și avem mijlocul zonei. Nu, mă, nu. Nu, e, mă. Nu. Opa, haide, mă, Capa, măi. Haide, măi, Capa, măi. Haide, măi. N-am avut timp, mă, să-și dea first, mă. A avut timp, bă, să-și dea first, bă. Hai, băieți. Aia, băi, 6 puncte nu sunt rele, cred că mai pocăcăli vreo 20 puncte, deci de aici. Bă, ce rabă și matic, bă, atât de low, bă. Ha. Băi, frate, bă, ce ghinion, bă. GG, GG-lor, GG, aia e. A fost un pic mai bun, asta e. Nice try, nice try, Capa, oricum, nice try, foarte bine și cabro, nice try. O să închid un pic ventilatorul, că e jale, mă întorc într-un minut. Alright, Max, coming into today, even the last desk segment, I was like... Haa... Bă, care-i să-mi de rastul? Bă, e foarte bine! Băieți, sincer, ce vorbeam noi de win cu 10 kill-uri, ar spune la 20 de puncte. Da, e bine și cu 2 cu 14. Tot 20 de puncte sunt, știți cum e vorba aia. Cred că sunt top 2 ar trebui, da? Așa aș vedea și eu. Deși... Și GG-ul... A, nu, 13 am avut. E, nu 14, 13. 19 puncte. Mai bine decât Gladiators, care face win cu 7 kill-uri.
atât de dezastru, 7 kill-uri, bă, mâncava așa. Dacă făceam win, locul 1 era al nostru sau sal? Dacă făceam win, adică mai moram încă 2, nu, încă nu, nu era. Dar eram foarte aproape, cred că eram la 5 puncte de locul 1. Am înțeles că am nebunat, e de gaming viața mea. E de gaming ăsta, mă. Și când am apel, dă la mă, frățior meu, ortopedic, bro. Stai cu minte, nebunul, ergonomic de ăla. Herman Miller, măi, nebune. Ha! Vine la noapte la meciul de CSR României, cel mai probabil, da. Susțin ce pot să susțin, bro. Fie că susțin echipa de, nu știu, poate mă vedeți la Dota, poate mă vedeți la CSGO. Sunt peste tot, ești nebun. Vreau să-i spargem pe român, dacă... Vreau să spargă tot, la tot ce se poate, la Tekken, la eFootball, la Mobile Legends. Peste tot să spargă românii, ești nebun. Abia aștept 29, 30 și 31 de când va juca Nexus la ESF. Dacă nu... Mamă, stă acolo trup și suflet, ești nebun. Mai sunt și... Mai sunt și 3 zile doar. E bolat de final acum, apă de ploaie? Păi stai măi, Darius, măi! Că iar vorbim! Iar vorbim că nu e important phase 1 și noi nu adunăm puncte. Că știți că în finală vii cu punctele din phase-urile astea. Mai țineți minte cum e PMPL-ul ăsta acum? Finala o încep cu niște puncte. Și punctele alea sunt adunate de pe phase 1, phase 2, phase 3. Și ce loc ai terminat pe ele, bro? Adică stai cu minte că e important orice meci acum. Orice meci e super important, orice punct e important, bro. S-ați cu minți, că nu e chiar așa, nu e apă de ploaie nici asta. Da, nu e la fel de importantă ca finala, într-adevăr, dar nu e apă de ploaie deloc. Că e important orice meci, bro. Legit, legit. Nu te grăbi că încă e Saul la sală, pe la 23 o se joace. Nu poți să zic că e bune la 11 noaptea să joace pe băieții ăia. Când durează un phase, un weekend, în două weekenduri. Weekendul ăsta și weekendul viitor va fi phase 1. Sunt 3 phase-uri în total. După astea 3 phase-uri avem un weekend în care se va juca finala. Câte 6 meciuri pe zi atunci. Nu o să fie împărțit de la 3, nu? Nu o să se împartă la 3, nu? O să fie puncte adunate de pe phase 1, phase 2, phase 3 și overall. Wow, 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 wow! Măi, măi, măi! Ce le faceți, băi, Nexusalilor, măi? Voi vedeți că au average damage astăzi. Damage-ul în medie pe care l-au dat ei în astea 3 meciuri pe care l-au avut. Au dat 2000 damage în fiecare meci. Cam aia este media, 1200 de heal, 11 kill-uri în media pe meci. Asta înseamnă că au în momentul ăsta 35 de kill-uri în 3 meciuri. Aha, da, Nexus, da, ei, Nexus, da, 35 de kill-uri în 3 meciuri au, Nexus, da, ei. Ce echipe de PUBG vii la Iași? Bă, la Iași, băieți, campionatul mondial la Iași e pe țări. Nu sunt echipele... Cred că Nexus e singura echipă care vine full, exact cum joacă la competiții, joacă și la ESF. Dar restul de joacă Ucraina, care joacă cu Havlik, cu Tulica și cu Oldboy, care sunt din echipe separate. Au cadeul frumos. Parcă nici bombardierii de Miramar nu fac cadeul ăsta pe hartă, pe, cu boții. Ha! Știi cum e? Ce performanță, bă, astăzi, băi, Nexusanilor, bă. Ce le mai faceți, măi? Că dacă jucați așa în fiecare zi, s-ar putea să ne trimită la... Să ne trimită să ne jucăm cu chinezoii aia, cu paraboi, cu aia, cu S2G, cu turcii aia, cu mondialii aia, cu aia. A avut soarte aici, capa, bă. Asta e GG, nice try, bro. A avut soartă că a avut teamatic ăla. Din moment ce te bați cu doi oameni, e clar că tu te focusezi pe unul și celălalt își face treaba lui. Și e clar că ăla, în timp ce s-a bătut cu unul, matic și-a dat viață. Logic. Ia vezi, măi! Suntem încă pe locul 3, băieți, dar o performanță bună, rău de tot. Și atenție mare, că suntem la 10 puncte de Gladiators, dar nu... încă n-avem un meci jucat.
chicken dinner, but the amount of limbs on the board. Da da. Da 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 da. Bă, n-am închis pe ventilatorul că încă bate, bă, este turbat, mă. Băi, frate, băi, oprește-te, măi, că mă duc. Mă plec de la live-ul ăsta cu dureri de cap, măi, oprește-te, măi. Băi, ce ventilator turbat, îl oprește, nu se oprește. Uite și Dagestan, o echipă pe care... Dagestan, o echipă pe care, cum să zic eu? De ce, băi, vă să prezentă, mă, gata, și locul 8. Ia să vedem, care sunt cele mai proaste echipe? 17, 18, 19, 20. Cele mai proaste 4 echipe, ia să vedem. Hai să mă dau mai încoace. Să le vedem. De ce parcă sunt predicțiile mele, băieți? De ce parcă sunt predicțiile mele? TNL și Tuna. De ce parcă sunt predicțiile mele? Nu prea înțeleg. Să fie chiar așa, măi, tădreule. Tu chiar să le știi pe toate, mă. Tu chiar așa predictor nebune să dai, măi, tădreule, măi. Ce să le facem, măi? Ce să le mai facem, băi? Exact locul 1 în seara asta? Bă, câte avem? 11 puncte, nu? De locul 1. Parcă nu, dacă nu mă înșel. Da, 11 puncte, ce ai, mă? Da, joacă și Mel Bruzani meci ăsta. Poate că pe Gladiators să-i luăm. Poate îi păcălim pe Gladiators. Dar nu joacă, îi păcălim și pe, și pe Mad Bulls. Că joacă și ei. Și au jucat bine, fraierii, chiar au jucat bine. Unde să vină, Inuși? Unde, unde, unde? Băi, nu mai am apă, nu mai am nimic de băut și nu mai deschid minibarul ăla. Tragă-n el, ești de bun. Nu mai deschid minibarul. Oh, am apă, am apă de la hotel. Bă, ce prost sunt, băi. Băi, frate, băi. Băi, eu sunt turbat, măi, frate, măi, am apă de la hotel, frate, gratis. Măi, frate, mă. Asta e de aia pusă pe masă, asta e gratis, 100%. Cred că vine, nu știu, da, probabil că vin, da. Asta e gratis, măi, frate, mă, de ce? Doamne. Ce traitorie turbat avem. Da, mă. Hai să vă arăt și vouă, băieți. Mă o să elimine niște su. A? Cum vă arată? Cum vă arată mă o să elimine niște su? Highest damage-ul. Doamne, bă. Bă, avem și noi un monstru, mă. Ia s-a dus cu minibarul? Băi, frate. Băi, Barabaș, băi. Tu te gândești că băieții mi-au spus că o pungă de fistic e 21 de lei la Lidl și eu am mâncat o pungă de fistic de la minibar, cred că e 50 de lei minim. Ai nebunit? Fără nicio catenică, fără nicio mișto. Chiar cred că e 50 de lei. Legit. Bă, uite, bă, asta. Bă, uite, bă, microfonul meu e pe roșu, mă. Bă, de ce nu mi-a spus, mă, și mie, mai că e pe roșu microfonul ăsta, să nu mă mai aud așa tare. Sau dacă mă dau mai așa, ia. Îl dau de aici, mă, ce, mă. Gata, mă, sper să mă auziți mai bine acum, băieți, legit. Poate s-a auzit prea tare, mă, frate. Tu ești la Lidl și eu, dar nu, cred că mai e deschis, băieți, sâmbăta. Nu? Dar și tu la palat? Stai acolo, mă, băieți? Ne vedem acolo, băieți. Ce zonă? Opa! Păi și ne-am sărit în partea aia la mă? A, nu, n-am sărit. Vezi că e zonă bună, vezi că e zonă bună. Vezi că e zonă bună. Nu m-au bine? Mă, mai bine așa, nu m-au bine. Cum a fost? Cum e, mă, băieți, mă, până la urmă, mă, Cavaș? Nu știu, Mali, nu știu dacă vine, mă, viața mea, mă, că de unde să știu, l-am întrebat. Acum un încet. Hai de viața mea, măi. Nu știu, mă, cu microfonul sau dacă îi dau tare. Gata, e perfect așa, băieți? Sau? Dă puțin mai tare, mamă, băi.
Gata, măi, frate, mă. Sper să mă auziți bine, măi. Are setări, păi ieri setări. N-au mai înțeles nimic, ești nebun. N-au mai înțeles nimic. Gata, măi, ne trebuieți, mă, bine? Perfect. Bă, ventilator, oprește-te, mă, frate, mă, că răcesc când îmi iași aici. Păi, e turbat ventilator, să mă duc până acolo la el înapoi. Bă, frate, bă. Așa, ventilator, turbat, mă duc să deschid geamul, mă, să oprească. Gata, mă, frate, mă, să te mai văd acum aici, nebun, că te mai... Bă, turbat rău de tot, bă, ventilatorul ăsta, bă, frate, m-a înghețat de tot, ești nebun, răcesc aici la Iași. Că deja simt mucii nas. Deschideam, mă, frate, mă, că am învățat tehnologie, măi. Ce se întâmplă, mă, cu ce se băteau, băieți? Merge Praidu? Cu Casicu sau cine? Că văd că și Pumeu sau Vulgarii se mai băteau cu Șocoivu și cu DG-ul. Cum s-au Nexus? De pe locul 16 pe locul 3, frățiorul meu. La 11 puncte de locul 1. Făcea tână timpul, bă, frate, am dat drumul la el, l-am închis și tu nu se oprea, frate. E turbat, mă, rău. Da, acum, ia. S-au închis toate ventilatoare, toate licile sunt închise, ca la avion. În doi oameni casă, la revedere, băi, casicii, bă. Nu știu ce skill s-a dus, sincer, la casic. Skins e un jucător super bun, bro, sau nu e același skins din Mad Bulls? E același băieț sau nu e? E același, nu? Păi ce caută, mă, frate, mă, la casic, mă? Păi, e jucător de casic, mă? Adică mâncați skills, e numărul 1. Chiar e bun, rău, casic. Să fie ăsta un meci ca primul meci cu Dorin pe astăzi? Mamă, vezi că ar fi mondial? Sărim rău de tot pe locul 1 dacă ar fi un meci cu 18 kg din nou. Nu mai, bă, sincer, au avut meciul la cu 18 kg. Locul 2 ăsta cu 13. Păcălea aia pe Miramar. Bă, sincer, nici nu mai doresc mai mult, ești nebun. Nu cred că mai depășesc Alpha Team și Titanii. Nu o cred. Mai păcă nici noi câteva puncte acum. Nu cred că mai apucă aia să ne depășească. Și dacă ne mai apropiem un pic de GG, că nu joacă, să rămână în general, ești de bun. La revedere. Plecăm acasă locul 3. Super bine. Nu ne putem bucura nici chiar la locul 1, dar am plecat de pe locul 16, băieți, asta. Adică, nu, hai să nu fii chiar atât de... Știi cum se zice? Atunci un loc 3 e bun, mă. Deci echipa e mai jucător român în afară de Nexus. Băi, de ce și eu mai sunt în primita eSports 2 MXR și Atis și mai avem moldoveni mulți, parcă. Îl avem pe Foli în No Mercy, mai avem doi pe Marlow și el moldovean. Mai sunt câțiva, mai sunt, mă bucur că sunt. Singura echipă care m-a dezamăgit astăzi a fost Major Pride-ul MPU. Bă, sincer, Kappa Games, măi frate. De ce te-ar interesa un Major Pride, ești nebun? Eu nu mai sunt prea la inima mea Major Pride așa, adică nu prea mă afectează dacă greșesc sau că au o zi proastă. Legit, nu prea mă afectează. Au! Oh! Și eu m-am mirat că echipa n-are potențial și ele top rău, vorbește skills, nu? Da, mă, frate. Pe ce juca skills în Mad Bull și ce joacă aici în casic? Nu vreau să fiu rău, dar casic tot păcălește acolo locul 16 pentru că să mai aibă invitații, știi, sau locuri de astea, așa, dar nu știu, din punctul meu de vedere, casic nu e în top 5 echipe. Precum e Mad Bulls, de exemplu, unde a și jucat skills. Mamă, el Angel stați bune rău. 10,5 kill-uri, băieți. Da, Marlow și el și nu mai știu, mai era parcă cu Marlow în No Mercy Warriors, mai era un moldovean, dar nu mai țin minte numele lui. Părere de Unicorns of Love? Nu mai e, nu mai e Unicorn, nu mai sunt Unicorn de aia pe care știți voi, băieți.
cu Daddy, cu Icy, cu Eliseu, cu oia. Da, nu mai sunt aia, boys. Ăștia sunt cam jeles. Sincer. Mamă, și Havlik la limită, mâncați și... Ce se bate ăștia ultimul meci? Se bate în opă, zici că, zici că ne batem pe ouri aici, să mor eu. Uite, mă, Alpha Team locul 16, la revedere, Alpha Team, mă pupăm, băi! Deja o emoție a trecut, că ne-ar putea întrece Alpha Team locul, adică ne-ar lua loc cu Alpha Team să ne ia, să coborăm noi pe 4 gen. Și Titanii văd că au probleme. Parcă e o zi, e o zi nu perfectă, dar extra bună, extrem de bună. Foarte bună ziua asta pentru noi. Cred că până în momentul ăsta avem vreo 50 de puncte plus făcute în 3 meciuri. Și cu meciul ăsta, dacă facem o medie de 15 puncte pe meci, suntem mondial pe bune. E bine, mă. Performanță super bună, băieților. Deci nu știu la PMPL. Mă, băieți, v-am mai explicat asta cu PMPL. Nu e chiar așa ușor. Trebuie să joci pe telefon, să iei pe telefon. Sunt... Băieți, ăștia se antrenează 8 ore pe zi, mâncați și n-am timp 8 ore să mă antrenez pe zi, că live când mai fac, ești nebun? Când mai trăiesc? Ori băi la Titan? Da, 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 da. Ori băi la Titan acum, împreună cu Robs, care era în Game Lord, în fostul Game Lord, actual SBG, e cu Icy, e cu Havlik, adică, Havlik, nu? Zic bine? Sau îl încurc? Havlik, mă? Havlik. Te pup, bă, te pup, băi. Crosen, măi. O zi în avantajul nostru. Bă, o zi bună, tare, rău. Titan au probleme, Alpha au murit deja. Putem să murim și noi acum aici, mă, nici mă supăr. Pă bune, pă bune, nu mă supăr. Care să le dau Salim, bă, bă, putem să legem și treaba asta, că până la urmă, na, frate, Alin are copil, are... Are case de ținut, are... Nu, nu, e greu să te întreții, frățiorul meu, din gaming. E foarte, foarte greu să te întreții din e-sports, din jocuri pe telefon. Și e clar că s-a dus și el unde e mai bine, nu? Că banii pe care face pe TikTok nu-i faci niciodată din e-sports. Bă, Titanii au o echipă de superstaruri. Cam toți patru sunt superstaruri. Ascultați-l la mine, băieți. Titanii, ori o să fie o echipă care o să rupă rău de tot până prind ei un pic de coajă între ei, un pic de sinergie, ori o să fie o echipă care rupe rău de tot, ori o să fie... Trec salvările, mâncați așa. Ori o să fie o echipă care e moartă, pentru că sunt prea multe superstaruri. E ca și cum ai pune Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Suarez, Rafa Leao, toți la o altă într-o oală, cei mai buni jucători din lume. O să fie gen PSG, da, Mbappé, mai pui și pe Mbappé, adică, da, o să fie un fel de PSG, jucători, forță, dar parcă mor de echipa. Păi am alt microfon, Ghiță, am alt microfon, bro, e un setup improvizat aici, Ghiță, la Iași, pentru că setup-ul meu de live încă nu este gata în sala polivalentă și astfel, bine că frăciorul vostru a luat laptopul și camera cu el, am făcut roz repede de un microfon de la Jaxi, am făcut roz repede de un cablu de net pe care să-l bag aici în priză la hotel, am luat repede un hub de la USB care scoate mai multe USB-uri ca să pot să bag toate astea, am făcut o pereche de căști și am dat drumul la live, frățiorul. Atât se poate, cu ce avem, atâta facem. Un trandafir cu sinergie 5 AE? Nu cred că funcționează chiar așa, Mădăline. Arată că starurile sunt la Nexus. Bă, sincer, la Nexus nu arată o echipă de full staruri, sincer. Nexus. Dar nici nu trebuie, frate, nici nu trebuie să fie full staruri. Adis mai e, da, frățiorul meu, este în permita e-sports, în PME. Uite, vezi acolo o echipă în dreapta, PME, corbastru. Da, bună zona. Îmi place. S-ar putea să fie un meci bun, bă, și ăsta, mă. S-ar putea să fie un meci talent rău de tot și ăsta. Sprite, unde e? Băi, Mădălina, nu mă ușa în minibar, măi, frate, Sprite, ci... Am avut întâlnire cu băieții din Iași la Vodafone, la standul Vodafone acolo, la Vodafone eSports Zone și de acolo am plecat direct să fac live. Am trecut și eu întârziat un pic, dar na. Nu să stau rău, dar rău talent, da, mă, da, asta e chestia, că
Că Nexus nu e o echipă de staruri, Nexus e o echipă bună, nu trebuie să fie neapărat de staruri ca să fie bună. Și că mai ales atunci când sunt prea multe staruri, atunci parcă nu e bună. Eu zic că celelalte echipe câștigă mai bine decât ai noi și din Nexus? De ce crede tu asta, Al Pacino? Am fost locul 2 la PM, la UCS. Depinde doar de ei să câștige mai bine. Că toate echipele câștigă la fel, adică toate echipele câștigă, nu, adică nu sunt diferențe dacă ești din Ucraina, câștigi mai mult la UCS decât Nexus sau Dacia, nu, nu există. Medburzani, da, sunt o formă. Băi, măi, ce faceți, măi, frate, măi, Nexusani? Hai, măi, frate, măi! Cum mă trei oameni în loc, mă? Bă, ne bate Unicorns of Love, mă. Atenție mare, ne bate Unicorns of Love, băieți. Atenție mare, măi. Te pup, Vladule, mă, sper că nu ți-am rupt coastele, mă, viața mea, măi. De ce, mă, frate, mă, crezi tu că din cauza țării? Măi, Al Pacino, măi, hai, mă, să nu mai zicem că România e o țară jale. Că sunt alții mult mai jale decât noi, crede-mă. Măi, frate, măi. Vin și mâine? Te pup, Vladule, mâine îți rup coastele cu adevărat, frățiorul meu. Bă, cred că ăsta o să fie un meci de la random road de tot să mor. Sau poate că iar Medburz. Nu știu ce să zic, mă. Bă, lasă-mă, frate, și dacă am murit pe 14, să fie la ei acasă, ești nebun. Nu, e bine, mă, e bine. E bine chiar și așa, mă. Avem aproape 60 de puncte făcute în 3 meciuri. Meciul ăsta n-a făcut niciun punct. La revedere. E bine oricum. Da, eu cred că au fost... N-au dat camera pe ei ca să văd cu adevărat ce s-a întâmplat acolo, pentru că 100% Unicorns of Love, la nivelul lor, bă, legit, nu vreau să fiu rău cu ei. N-au cum să ne bată pe ei noi niciodată la un fight 1v1, gen team fight Nexus vs. Unicorns of Love. Decât dacă ar fi fost probabil alte echipe în, în zona aia și probabil că au tras alte echipe. 100% ne-au drajat alte echipe și nu Unicorns of Love. Dar știi cum e. Știi cum e, băieți. Ăsta e jocul, sunt multe echipe pe hartă, se poate întâmpla oricând să tragă din stânga, din dreapta, din față, din spate. Asta e, bă. Mai trebuie să mai pierdem și noi, mă, că altfel am câștigat pe toate, să mor. Mă, frate, mă, nevoie... Dacă vă zic că am vorbit cu oameni de la Vodafone să vă dea mai multe premii și încă nu e posibil asta, că eu am vrut să vă dau mai multe premii, doar o perechi de chestii fiecare zi, da. Ce să fac, ești nebun? Am vorbit, sper să rezolve, dacă se rezolvă, dacă nu, nu, aia e. Eu mi-aș dori, ești de mult să vă dau mai multe premii, logic, dar nu depinde de mine, bro. Vladule, zai seama. Că nu e ca și cum le iau acasă. Third party, shit, cred că nici măcar third party, cred că a fost, erau patru echipe acolo, ceva de genul ăsta. Pe sau Mad Bulls, win. Mă... No, știu, nu mi-aș dori să mai câștige Mad Bulls, că ne se distanțează prea rău de noi. Asta chiar, nu mi-ar plăcea să mai câștige iar Mad Bulls, deși văd 3 kill-uri full squad. Cam să cam cel mai bine Mad Bulls anul. Aveam fight cu Nicor, să aflăm și cu Vulgar? Mamă, ne-am băgat în 3 echipe, băieți, voi realizați între ce echipe ne-am băgat? Na. Na, măi, 4 partii. 5. 9 echipe rămase, mă, frate, în zona 4-a. Păi până acum pe hartă mare, bă, nu știu, bă, nu știu. De multe ori, în ultimul match, parcă nu mai au chef, mă, echipele să joace, mă, stru, bă, te rupă fight-uri, bă. Nu înțeleg, mă, frate, mă. În ultimul match, acum toate echipele caută fight-uri cu toate echipele. Nu înțeleg de ce se bat așa rău. Cred că zic și, ha, o să trebuie domeniul ăsta mai repede, că e som, e foame, miale. Pagani, zonă 5, vezi că e talent aia, Mădăline, să mor. Sunt talent aia, măi. Eu te pot de moerte, bă, 6 kill-uri. Ce faceți, măi, de moerte, măi? Ce faceți, măi, de trebnicilor, măi? Ia,
Limbo singur. Clar și pe Keep Knock. Ce mai? Băi. Na, o să fie 1v3. N-are, 1v4. N-are ce, mă. Au ușa gloanțe. Să și pe lângă el dacă ar trage. Ce, mă, că tot ar intra gloanțele Limbo. 4 bărbați. Și cu câte două arme de automate. Te pupăm, Limbo. N-ai avut ce să faci, frățiorul. Bă, poți, uite, cine ai zis, bă, de Major Pride? Uite că ați poziționat bine, mă, Major Pride-ul acum, bă. Haide, mă, că Major Pride-ul cred că mai bine acum. O să fie mai bine acum, măi, frate. Mă pesau Mad Bulls? Vreau să merg pe Major Pride, sincer, sunt locul 7. Hai să mergem pe Mad Bulls, băieți. Mai bine ei. Zona 5, bă. Încă 10 secunde și avansează către zona 5. Zona 5 către 6 chiar. Mă, frate, măi. Mă, bine, au bine zona pe Sega, o pot lua bine. Da, chiar mi-aș dori să o ia bine, dacă înțelegi, pe partea aia altă, Kingule. Cum s-ar zice. Să o ia pe partea aia altă bine. Băi, frate, băi, Vladule, băi, scrie o dată pe chat, băi, ce vrei să-mi spui, măi. Shockwave? Doi bărbați în zona? Na. Bă, vezi că ar fi ca trigă să câștige și de moarte, băieți, că de moarte chiar că nu ne deranjează să mor. Vezi că ar fi mai ca trigă de moarte, boys. Adevărat, adevărat. Mai șucărime de meci ar fi de moarte. Ia uite, doi de moarte și doi Mad Bullsani, ar spune casterii și analiștii. Ia uite pe bărbații mei 9 kill-uri. Ia uite-i, măi. Ai auzit de nusa? O să fie deschisă doar în weekend, nou update? Nu pot să cred. Nu pot să cred că doar în weekend. Top 3 echipe preferate, am spus Nexus, Titan, GG. Îmi place și Mad Bulls. Nu mă întreb de greșit, au o echipă foarte bună. Mad Bulls, Zeric super bun, Frozen super bun. Dar astea sunt echipele mele preferate. Dacă îmi spui top 5, îți spun Nexus, Titan, GG, Mad Bulls și Major Pride. Dacă mi-ai spune 5. Băi, Vladule, băi, sunt nevoie să dau un timeout, măi, mic. Mă scuz, măi, Vladule, măi, dar nu vrei să spui ceea ce vrei să spui, măi. Capahala, știi ceva joacă? Bro, Capahala joacă toate meciurile. Capahala e nelipsit din echipă, indiferent de ce, cum se aranjează ei să joace. Nu poate Nexus să joace fără Capahala, e clar. Nu au cum. Capahala e capitanul, bro, e IGL-ul. Ia uite, bă, ce au ieșit, bă, netrebnici, băi, de pe live, mă. Când nu mai joacă Nexus, mă. Și cu Orca, jucător cu potențial, da. Bun, rău de tot cu Orca. Îmi place Corca, dar parcă iar nu e la moment, nu e în echipa potrivită din punctul meu de vedere. Na. Nu era. Poate când demert o să fie mai Caterinca. Facem toxic, facem, dar n-am avut timp să facem asta acolo la Vodafone. Știu că voi ai, nu știu, să facem un TikTok, dar n-am avut timp, bro. Ia. Haideți, măi, Major Pride, măi. Ar fi frumos să nu pierdeți din jucători, măi. De mărte 10 kg, foarte bine, bă. Foarte bine au jucat meciul ăsta de mărte, bă. Chiar mi-a plăcut, pe bune. S-au bătut frumos, bă. Un meci fără gavai, ca o vreau, fără rădicină, bă. Ce ai, bă, bune, jale, n-ai cum să joci. Nu gândesc, băieți, n-ai cum. Trebuie că mai dai control la giveaway când mă întorc acasă, Marco, când mă întorc la Iași, bro, când mă întorc la Iași, când plec de la Iași, bro, și mă întorc acasă. Atunci o să facem. Am zis că facem atunci, fix înainte de Iași să plec, am zis că facem live,
Da, am fost la Cartul, bro. Am fost să testez nou monitor Neo G9 de la Samsung, un monitor de la curbat, mare rău de tot. Și prima oară am fost acolo și am testat pe un simulator, l-am testat pe Assetto Corsa pe calculator cu volan, cu padele, cu pedale, cu tot. Și apoi am testat gen și în viața reală. Și m-am dat cu carturile, băieți, și eu sunt tryhard de rău de tot pe carturi. Eu sunt tryhard rău, eu știu să mă dau cu carturile. Și sunt tryhard rău, vreau să câștig, logic. Și m-am agitat rău de tot. Am plecat cu răuri de acolo, m-am dat 3 sesiuni. Și dacă te dai 2, îți vine să pomici, m-am dat 3. Și ce m-am plecat de acolo, rupt. Măi, marmă, măi, ce asculti acolo, măi? Unde mai, ce măi? Și o să dăm contul ăla când o să facem un live în care căutăm un cont pe care să vi-l dau vouă, băieți. Pe care ai câștigat, am dat, da. Da. Eu consider că am câștigat pentru că pe locul 1 era Marian, care e pilot. Marian de la cavaleria.ro. N-aveai cum să întreci un pilot care e pilot, bro. Eu așa, ăsta, pasionat de carturi, așa, de, cum zic eu, de weekend, pot să zic că am luat locul 2, băieți. Marian locul 1. Și am avut 1.02 sau 1.01, ceva de genul ăsta, și l-a avut 59, la 2 secunde. Nu cu mult, da? Aia 2 secunde contează, logic. Dar cartul a jucat Hamilton, vezi că e senzație frumoasă, rău. Demerte, măi! Demerte, mă, merită și ei, mă, câștig, mă, acolo, mă. Nu știu ce loc sunt demerte, să mor. Habar n-am ce loc sunt pe uitunat demerte. Au și 13, 14 kill-uri. Plus încă 2 de la major pe acolo, 16 plus win ar putea să facă, mă. Cred că sunt pe 7, 8, 6, nu știu pe cât sunt de merte. Pe cât sunteți, măi, netrebnicilor, ia? Pe locul 7. Urcă peste Titan de merte, băieți. Urcă în ceafă roasă Titan de merte să mor. N-au cum să joace Tulica și Skills în Tulica și... Ce zic, mă? Da, Tulica și Skills în aceeași echipă. N-au cum. Oricum, Mad Bulls, mi se pare că au făcut și win și au rămas cam în toate meciurile bine pe placement. Cred că numai locul 2, 3, 4 au luat. Locul 1, 2, 3 și 4, cred că așa au fost. Au luat multe puncte pe placement de Mad Bulls ziua asta. Super multe. Că Skills ai gel și el. Bine, ai, mă rog, Skills. Era și Monkey când era la Mad Bulls, nu știu exact dacă... Poate că aveau loc amândoi, nu știu să zic, să mor. Unor făcea și Monkey IGL, unor, nu știu, habar am și Skills. Da, nu știu. Patru fetoi de MRTB, merge Pride. Merge Pride, ce loc sunt? Ia să vedem. Locul 8. Wow, l-ai gagat în momentul ăsta. Băi, ești nebun? Wow. Băi, ești nebun? Caparul jucă cu Olimp? Ba da. E același ca Pahala, băi, da. Și Dino... Nu cred că le... Uuu, dar ce fac gradul lui Dino? Apa nu și-a dat gradul singur. Ce netrebnici, mă. Și-a dat aproape, mă rog. Să nu dai kill-urile, mă. Și de mărte, mă, cred că o să face bine, mă. O să fie de un, eu zic că de mărte o să fie o echipă de top 8. O să fie buni și de mărte. Hai să vedem și noi un clasament așa, ca să vedem, gen, câte puncte avem de locul 1. Și câte puncte sunt și în spatele nostru de Major Pride și de Merte? Pentru că de Merte cu unul ăsta au urcat super mult. Aș vrea să văd și un clasament micuț, scurt, de control, așa. Că sunt curios de echipele care sunt spatele nostru, neapărat de cele care sunt în fața noastră. Pentru că cam știu câte puncte sunt. Dar de ăștia din spate... Cine e din Iași, boys? Cine mai e din Iași și e pe chat? Sau cine mai e pe chat din Iași?
ticket off a bingo card. Don Muerte get their chicken dinner as well. And that was something that we were looking forward to earlier today. We mentioned it at the start of the day. We said Don Muerte needs to get something on the board because you mentioned it yourself. It was a team that may be a little lackluster in terms of what you expected them to be showing so far in fall. Ne vedem la Palace, că se întâmplă ceva pe acolo, pe la Palace, băieți, cred, nu știu. Ia vezi, mă, 24 și ei. Mai scurt un pic numărul de kill-uri decât Nexus, ce-i drept, dar... Cine din astea ți-aduc un spray rece? Aia zic, măi, un sprite scurt, așa rece. Am chiar ar intra bine un sprite. Legit, băieți, chiar ar intra bine rău de tot un sprite. More specifically though, Major Pride playing in Nolene is so good that they get themselves these points because I was talking about as a storyline in terms of PMGC points. Yeah. Major Pride was starting to slip away and Major Pride the Mad Bulls angle close that PMGC point gap. Eu dasă la școală, te pup pe șaia, te pup frățiorul. Cum se pare orașul nostru? Băi, e tare rău. Mi-e plac mult oamenii din Iași, mă, să mor. N-am reușit să mă plimb, ce-i drept, că am avut numai alergătură, ba la eveniment, ba la alea, ba live-uri în cameră și de-astea, dar mi-e plac mult rău tot oamenii. Ce loc e Nexus? 3. Cu 16, pe locul 3. Mă, frate, a urcat 13 locuri, băi, frate, băi! Mai dați-le mintea voastră, băi, Nexus, ai normă și normă, că ei nu știe, mă, că e mulți. Măi, frate, măi, ce să le mai facem, băi? Nu cred că nu are nimeni locul, bro. Dar mi se pare tare rău Iașu, mă jur, sunteți foarte șmecheri voi oamenii din Iași. Stați greu că e cu minte adevărat. Pă bune, stați greu că e cu minte. M-am și o baterie, mă, 60%. Hai că suntem bine. They were able to just get themselves that 1v1 towards the end and get themselves the res. And also, important factor, they do die to the blue zone and die now, which just denies a few points away. Tell you highlights of this first phase. So good on them from taking them away from Demuerte. Yeah, it also feels like today when we're looking at all the games overall, Max, it has been a little less explosive than yesterday. I think yesterday a lot of the teams coming in with that adrenaline, trying out new things, and today it feels like everyone's getting used to each other in the lobbies. It's been slowed down a little. Am și capit numai și SMG, mă. Păi nu știu să zic, mă, de echipa asta SMG, băi, sincer, așa un pic. Păi mi se pare că... Nu pare să zic de SBG. Și ok. Dar parcă nu mai e cum era înainte. Dar parcă nu ești cea mai jale. Cum a face live după asta? Mâine, o să fim live și mâine la ora 6, bro. Nu știu dacă ai văzut, dar în spatele tău e noapte. A, da, pe bune, la ora 9 seara este noapte, bro? Măi, Coco, măi! Change your approach to the game, change what you've been training for so long, and then find some success out of it, but doing it in a lapse of less than 24 hours impressed me so much. Da, măi, la 6 suntem din nou, băieți. Avem la 4 jumate Vodafone la stand. Alergăm repede la 6, suntem din nou live aici. I hope it's going to continue in the following days to see if they can get some more success. Yeah, and also hope that you gracing us with illustration segments are no longer flashes in the pan. And when we're looking at the top damage today, I mean, starting off with the Muerte, this is a really good game from their end. We were saying we wanted to see more, and that's exactly what they did. Miles ahead of the competition when we're comparing it to Mad Bulls as well as Major Pride in terms of the elimination as well on the board. And then you have a Vulgar Boy slowly creeping up on these league tables every now and then. But I'm really looking to see... No. Asta a fost ultimul match, a fost ultimul match. Vreți să vedeți jurii clasamentul și apoi ne vedem mâine la Vodaforescu. Păi da, măi, frate, măi, dar noi cucosem în România, măi. În România ți-a dat tuturor posibilităților, măi. O urmă și de mereu, mă, 2000 damage. Au mișcat, ce drept, chiar au mișcat de mereu meci ăsta. Nu vreau să fiu rău cu ei. Chiar sunt curios cum o să joace de mereu de-a lungul turneului. Pe tot parcursul BMPL-ului, să zic așa. Tot respect, mamă, Nexus sunt... Bă, Nexus sunt făcuți din altă pâine, mă, decât ăștia, măi.
Sunt din altă pâine, măi. Te așteaptă Miramaru? Mamă, nici nu am luat tableta la mine, bă. Nu am luat tableta la mine că... N-am timp, bro. Până la... De când m-am trezit până la ora asta, n-am avut timp de nimic, bro. Am mâncat repede ceva pe grabă și numai cu treabă, numai cu chestii. Dar îmi place, sincer, mie îmi place să fii și productiv, ce e drept. Ce ai uitat că este rău pe microfon la... Poate să fie și așa, mă, dar nu se aude la fel. Sau așa... Mai pot auzi așa. Sau din ce am înțeles că mai pot auzi și așa. Nu știu. Regii, măi. Regii Nexus Ani, măi. Cum să zic? Ce să zic, mă? Ce cum am recomandat pentru iPhone? Depinde ce buget ai și tu, bro. Depinde câți bani ai. Big chicken dinner they were able to secure and early on those wins actually can say. Vezi că e frumos și la releu pe timp de noapte, nu știu unde e aia Bianca, ce e aia releu. Mă, ce-a făcut? Am făcut setări la microfon ceva? Măi, frate, măi, pe broadcaster, adică ceva gen de ăsta, măi. Oh, no, yeah, I was gonna say. Vezi că și copoul este foarte frumos. Bă, mă bucur, bro, că o să caut asta, releu și copoul, să văd ce... Băi, și eu sunt corect, și-am dat predictul bun, băi! Măi, frate, băi! Haide, măi! Octagă, ce le-ai făcut, măi? Dă-le, mă, freza ta, băi, că le ia creierul razna, băi! Că cel mai scump e 450 de lei King of Glory ăla. Și dacă pui Tătreu 10 mai păcălește că 400 de lei. Mare că îmi plătești 400 de lei pe ăla. Ceea ce e bombă. Haide măi, overall standings. Haide măi, să vedem și noi un pic. Mamă băi, Madwolf 23 de puncte, mă? To get themselves into that third spot, and really to me, Max, it's the fact that Major Pride have gone from third to sixth within a day. Exactly, and it impacts the PMGC points. Mamă, și Major Pride-ul, da? De pe locul 3 pe 6 au scăzut. Nu ne putem supăra, suntem noi pe locul 3. E doar cu cardul? Nu, e și cu ramburza curier, bro. Poți să plătești și la burza curier, nu trebuie neapărat cu cardul. Poți să plătești adevăr online cu cardul pe site, dar se poate și ramburza curier. În momentul în care vine curier, plătești lui cash. Bă, sincer, dacă vă uitați băieți un pic pe eliminations points, noi avem cele mai multe și suntem pe locul 3 la 23 de puncte de diferență de Madwolf. Deci înseamnă că noi avem super puține puncte de placement. Chiar și cu win. Bă, stai mă așa un pic. Că noi astăzi am avut un win și un loc 2. Înseamnă 16 puncte din placement asta. Bă, noi suntem jale pe placement. Dar pe chinul suntem talentele României, talentele Europei. Mamă. Păi stai mă să vedeți un pic când o să înceapă Nexus să ia și placement. Că medpulzanii sunt ei șucăriți și șmecheri că au 45 de puncte de placement. Ne avem 20. Păi stați măi medbulzanilor măi, că o să dăm și noi drumul la brațe pe placement. Că trebuie să mai păcălim și noi măi kill-uri măi. Ha, abia aștept, ești de bun. Abia aștept voi să păcălim și kill-uri mă, cum se poate așa. Wow, ce zi de PMPL boys, mamă superbă. Octavian MVP, 2 meciuri, un meci 18 kill-uri win, locul 2 13 kill-uri, 19 puncte. Doar din astea sunt 47 de puncte în 2 meciuri. Se relaționa jucat de Nexus băieții seara asta. Abia aștept să văd ce fac și mâine. Ne vedem boys mâine la
Vodafone Esports Zone de la 4:30. Ești din mei frumoși. Și de asemenea ne vedem și pe Instagram, pentru că acolo pe story mai postez mai alea. Ne vedem acolo, boys. Și mâine de la ora 6 pe live stream, băi. O seară de excepție vă doresc, băieți. Aveți grijă de corpurile voastre și știți cum e, băi. Mâine trebnicilor, băi. Noapte bună, boys. Ne vedem mâine pe live stream, dacă nu puteți ajunge astăzi, dacă nu puteți ajunge și mâine în Iași. Vă pup, băieți. Sper mâine să ai o zi la fel de bună, Nexus. V-am bubat. Ciao, ciao! Boom!